doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară, ședința ordinară a Consiliului Local în luna iunie. Am vrut pe domnul președinte, domnul Despa, să prezinte ordinea de zi și înainte de a intra în lucrările ședinței, înainte de a ca ordinea de zi, vă rog să ascultați raportul de activitate a colegii mele de la compartimentul comercial. Da, deci o să prezinte doamna Selena, după ce aprobați ordinea de zi, raportul de activitate pentru perioada ianuarie 2017, după care intrăm în lucrările propuse în ședință. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua și bine ați venit în cadrul ședinței cu ordinarea Consiliului Local din data de 26.06.2017. Da, știam. Înainte de a vă da citire ordine de zi, vă spun la mulți ani pentru un an de când funcționează acest Consiliu Local în luna aceasta se ținește. Vă urez la cât mai mulți ani și la cât mai multe rezultate fructuoase pentru locuitorii orașului Râmănești. Dau citire ordine de zi a ședinței de astăzi. Punctul 1. Aprobarea proceselor oral a ședinței ordinare din 31 mai 2017. 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea documentației tehnico-economice din faza DALI în faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru creșterea eficienței energetice a obiectivului cămin cultural Lapuș din cartierul Lapuș, orașul Râmănești. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației tehnico-economice din faza DARI în faza SF a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul creșterea eficienței energetice obiectivului școala Lapuș. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației tehnico-economice în faza DARI a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul creșterea eficienței energetice obiectivului pavilonului intern Corp C5 din strada numărată numărul 7 orașul Râmănești. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferente locuințelor ANL. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al OAT Râmănești asupra feței de 1684,44 hectare pășune și 1450 hectare vegetație forestieră. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui teren atribuit în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe pentru personală. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru cumpărarea terenului, teren și construcții fosta bază sportivă de Râmănești. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind însușirea constatărilor și măsuri stabilite către Camera de Conturi de Bacul prin decizia numărul 7/1. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind însușirea constatărilor și măsuri stabilite către Camera de Conturi de Bacul prin decizia numărul 8/2. Punctul 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe raza OAT Râmănești. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare direct a unui teren de domeniu privat al OAT Râmănești, suprafață de 1248 metri pătrați, suprafață în strada Caratotul, numărul 309. Și ultimul, punctul 13. Diverse. Cine este de acord cu această ordine de zi? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? O abținere, domnul Diaconescu? Domnul Diaconescu se abține. 15 voturi pentru și o abținere. Da. Doamna Selena, vă rog să prezentați acest raport de hotărâre. Desfășurarea activităților economice pe teritoriul orașului de Râmănești de agenții economici, persoane fizice sau juridice, în spații proprietate private și sau proprietate publică a unității administrative teritoriale sau de stat, este supusă autorizării de către primarul orașului de Râmănești. Persoanele fizice și juridice care desfășoară activitatea economică pe teritoriul orașului de Râmănești au obligația să obțină anual autorizația de funcționare și profil de activitate. Conform datelor obținute de la Registrul Oficiului Registrului Comerțului Bacău, pe raza localității noastre sunt înregistrate 532 de agenții economici, societăți comerciale, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate. În registratura compartimentului comercial sunt luate în evidență 258 de unități economice active în orașul Dărbunești,
dintre acestea fiind și unele înregistrate cu sediul social în alte localități, dar care își desfășoară activitatea pe teritoriul nostru. Cele 258 de unități economice sunt autorizate și funcționează după cum urmează. 179 societăți comerciale, 47 întreprinderi individuale, 19 întreprinderi familiale, 19 persoane fizică autorizate. Dintre care 63 unități magazin mici, 29 unități bar, 5 unități pensiuni, 4 unități panificație, o unitate hotel, o unitate discotecă, 24 unități prelucrare a lemnului, exploatare silvică, 4 unități farmacie umană, o unitate farmacie veterinară și alte activități, cum ar fi magazinele alimentare, consultanțe informatică, frizerii cu acord, fabricarea de mobilă, intermediere monetară, telecomunicații prin cablu, etc. În luna ianuarie 2017 au fost întocmite și trimise 244 de înștiințări operatorilor economici care nu depuseseră documentele necesare în vederea autorizării. 187 de agenții economici au răspuns situația lor clarificându-se astăzi. Au depus cerere și documentele necesare în vederea autorizării și intrări în legalitate sau au depus documente justificative a situației lor de la FIS, contabilitate, ORC, declarații pe propria răspundere. Un număr de 57 de plicuri au fost returnate deoarece la sediile înregistrate nu au fost găsite administratorii și în urma verificării pe teren s-a constatat că nu există nicio activitate economică la adresa menționată în Registrul Comerțului. De asemenea, Registrul Comerțului figurează 193 de agenții economici în situații de faliment, lichidare, insolvență, reorganizare. S-au evidențiat ca fiind constituiți legal un număr de 52 de agenții economici în domeniul de activitate creșterea animalelor, dintre aceștia 29 întreprinderi individuale, întreprindere familiale, 22 persoane fizică autorizate. În acțiunile de control, la agenții economici s-au avut în vedere următoarele aspecte. Existența la locul de desfășurare a activității comerciale, punctului dreptu, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfurilor, a buletinelor de verificare meteorologică pentru cântare, a vizelor și altor documente stabilite prin lege. Respectarea acordului de funcționare al operatorului economic și afișarea denumirii firmei, afișarea prețurilor și a produselor comercializate și a serviciilor. Păstrarea ordinii și disciplinei în rândul operatorilor economici care efectuează comerț stradal. S-au efectuat pe teren 66 de verificări tematice, urmărindu-se existența următoarelor documente și dotări obligatorii în funcție de domeniul de activitate. Autorizația de funcționare și profil de activitate, instructaj PSI, plan de evacuare strângătoare, autorizația de mediu, autorizația de SBS. Activitatea compartimentului comercial în târgul săptămânal. Târgul este o structură de vânzare destinată comercializării legumelor, fructelor, animalelor, inclusiv articolelor destinate acestora, lânii, furajelor, cerealelor, semințelor, produselor industriale și materialelor de construcție. Oborul este o zonă publică destinată comerțului cu ovine, capline, porcine, rubaline, cabaline, precum și cu furaje. Utilizatorului târgului sunt comercianți, persoane fizice sau juridice, care prestează activitatea de comerț, producători agricoli individuali, care își comercializează propriile produse agroalimentare și unele produse meșteșugărești, și alți potențiali utilizatori care exercită o activitate comercială potrivit legii. În afara comercianților care sunt prezenți constant în luna ianuarie până în decembrie, 20 de producători care au comercializat răsaduri și semințe, 3 producători cu miere de albine, 5 producători cu flori. A fost efectuată verificarea meteorologică a celor 20 de cântare respirate în filierii de către comercianță. Sectorul vânzături deține autorizație sanitar-veterinară numărul 4422 din 1-4 2015. În acest spațiu s-a făcut lucrarea de dezinfecție și dezinsecție cu firma autorizată. De asemenea, vitrinele sunt igienizate săptămânal cu soluția aprobată de DSBS. Locația se menține curată și igienizată periodic pentru asigurarea unor condiții civilizate să desfășurării acestui tip de comerț. A, legume, fructe, produse nealimentare sunt prezenți în meza Vasile Casier și în acel a poliției locale. Sectorul B, cereale, platou, brânzeturi, sunt prezenți inspectorii impozite și taxe în Ceancova și inspector comercial la San Desenea. Taxa pentru locul închiriat, dar abă, s-a făcut comerț conform anexei 9 la hotărârea numărul 68 din 27-11-2016. Acum, ca un centralizator de încasări târg săptămânal, din ianuarie până în prezent, respectiv luna iunie 2017, au fost încasați 55.221 de lei, față de anul trecut, aceeași perioadă, de 43.160 de lei. Încasări autorizații de funcționare, luna ianuarie-iunie 2017, autorizații de funcționare 57.039 de lei,
taxă de firmă 5.700 de lei, taxă sanitară 3.300 lei, formular 2.050 lei, un total de 68.089 de lei. Față de anul trecut aceeași perioadă, autorizație de funcționare 42.439 de lei, taxă de firmă 3.840 de lei, taxă sanitară 2.200 de lei, formular 1.340 de lei. Un total 49.459 de lei. Mulțumesc, Elena. Dacă aveți întrebări, vă rog, puteți să le adresați colegii mele. Eu aș vrea să scot în evidență doar două aspecte. Și dacă ne uităm la centralizatorul de încasări târgul săptămânal de la 43.160 în 2016, în perioada ianuarie-iunie, am crescut la 55.221 în aceeași perioadă anului 2017, adică 20% n-am făcut. Deci pe aceeași structură a agenților economici am avut, așa cum se vede, o creștere destul de însemnată de vreo 12.000 de lei. Cred eu, datorită faptului că au început să plătească toți cei care sunt în târgul săptămânal. Înainte, o parte, cred că nu plăteau sau nu știu ce motive aveau de s-a încasat mai puțin. La fel și la autorizațiile de funcționare, de la 1 ianuarie și până acum am încasat 68.089, comparativ cu anul trecut, 49.400 aici, creșterea este și mai mare, în condițiile în care nu am înregistrat un număr semnificativ de agenți economici noi pe raza orașului de mine, după din contră, și din cei care au fost, unii au oprit activitatea. Cred că, și repet, nu am avut creșteri la taxe, comparativ 2017 cu 2016. Deci, în condițiile în care taxele au rămas la fel, constatăm o creștere de la încasări cu 30%. Dacă aveți întrebări, vă rog, colega mea, dacă domnul președinte, dăm drumul la ordinea de zi. Vom începe prin supunerea aprobării proiectului de plan al ședinței ordinare din data de 31 mai 2017. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? La un timp. 16 voturi pentru. Proiectul verbal a fost aprobat. Punctul, primul punct al ordinii de zi, primul proiect de hotărâre, este cel care se referă la modificarea documentației tehnico-economice din faza DALI în faza SF și a indicatorilor tehnico-economice și proiectului de eficiență energetică a unui încălzit cultural la Poș. Da. Fix. Nu avem raportul de calitate, bănuiesc că și raportul și expunerea de motive ne vor fi prezentate de către domnul primar. Da, am să vă dau câteva detalii legate de acest punct de ordinea de zi. În ședința din luna mai, am aprobat acești indicatori tehnico-economici. Faza DALI. Sigur că la acel moment eu am făcut precizarea că apar modificări a ghidului de finanțare de la o zi la alta. Dacă în luna mai ghidul de finanțare spunea foarte clar că trebuie să facem referire la DALI pentru cele trei proiecte și vorbesc aici pentru Căminul Cultural, la Școala Lapoș și cel de-al treilea proiect, pavilionul C5. Între timp s-a modificat și avem aici un ordin de ministru care face referire la studiul de fezabilitate și consultantul, cel cu care colaborăm. Săptămâna trecută am avut o întâlnire, da? Și ne-a spus, domnule, s-a modificat această să zic, legislație vis-a-vis de scrierea ghidului de finanțare și ca atare noi trebuie să ne repliem imediat pe ghidul de finanțare. Vreau să vă spun că aceste proiecte trebuie ridicate și depuse în aplicația electronică MySmith până pe data de 4 iulie. Deci 4 iulie este termenul ultim în care putem depune aceste proiecte. De asta le-am și transformat din DALI în SF, practic valoarea totală pe fiecare obiectiv rămâne neschimbată, sunt modificați niște indicatori vis-a-vis de cotă de finanțare, cea de noi partea de finanțare, dar în principiu proiectele sunt 98% identice cu cele pe care noi le-am votat în luna mai. Deci este nevoie de această transformare datorită faptului că au apărut elemente de noutate în scrierea ghidului de finanțare. Dacă aveți întrebări, vă rog.
Da, supun votului acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Pentru proiectul acesta aprobat. Fac o precizare. Lasă la abține. O abține, ce scuze. Dar deci ați mai cum... Eu nu văd din partea asta. Nici eu nu văd din partea asta. Ridicați mâna. 15 voturi pentru și o abținere. Domnul consilier Petre s-a abținut. Fac o precizare, pentru că nu văd niciun reprezentant al Comisiei de Specialitate. Aveți la fiecare proiect de hotărâre, aveți raportul. Vă mestreați parcurs. O să fie doar expunerea de ședința de comisie. Sunt da. Deci, punctul 3, proiect de hotărâre privind modificarea documentației tehnico-economice din faza DAR, din faza SPR, Indicatorul Tehnico-Economic și al Divizului General pentru proiectul creșterii eficienței energetice a Divizului Școala Lahoș. Da. Este aceeași problemă, da. Face parte din același calup, modificarea ghidului de finanțare. Da. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Petre se... Da. Deci, iar 15 cu abține. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației tehnico-economice faza DARIA, al Indicatorului Tehnico-Economic și al Divizului General pentru proiectul crește eficiența energetică, a lui Pavilion Cerc, corpul cerc din strada Dumbravia, se de la spital. Da, este corpul C5, acolo unde sunt dispensarele medicale, la fel aceeași modificare a ghidului de finanțare. Cele trei proiecte fac parte din același fapt. Supuneți la vot. Așa, comisiile și-au dat acolo la vizul favorabil. Supun votului. Cine este pentru? Data de 4.07, data de punere a... Ultima dată de depunere. Ultima zi, da, noi trebuie și neapărat... Ce șanse au să fie luate în cap? Păi sunt luate în cap. Procedura e în felul următor. Că ați zis că prin ordinul ministru, dar ministrul s-a schimbat. Haideți să vă spun cum... Da, deci cum stau... În prima etapă de depunere, care înseamnă 3 luni, începe să lucreze pe data de 4 iulie. Deci, începând cu 4 iulie, timp de 3 luni de zile, se evaluează aceste proiecte. Proiectele care au un punctaj de minim 80 de puncte și noi ne încadrăm cel puțin la nivelul acesta pe 80 de puncte, intră la finanțare direct. După ce se scurg cele 3 luni de zile, în toamnă, va avea loc etapa a doua de depunere. Da? Deci, indiferent că noi avem la momentul ăsta sau nu avem guvern, sper că în timp de 3 luni de zile să avem guvern stabil, în așa fel încât cineva să poată să evalueze aceste proiecte. Cert este că dacă nu depunem până pe data de 4 iulie, am pierdut prima etapă și ca atare rămânem de pe urmă. Împotrivă, se abține și ceva? Deci, unanimitate, 16 voturi. 16. Unanimitate de astăzi. Trecem la punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferente locuinților ANR din orașul Târgu Mureș. Da, domnule, vom câteva lucruri vis-a-vis de acest proiect de hotărâre. În fiecare an, prin ordinea ministrului, sunt stabilite condițiile în care se calculează, vor fi calculate aceste chirii. Sigur că, da, și anul ăsta a apărut acest ordin de ministru, care vine și clarifică ce se întâmplă cu chiria pentru cei care au până 35 de ani, care au sub 35 de ani, și de la 1 octombrie va intra în vigoare, de la 1 noiembrie va intra în vigoare noul model de calcul a chiriilor. În principiu, aceste chirii scad comparativ cu ce am avut noi până acum, da? Să știți că și noi am făcut demersul la nivel de minister și am solicitat ca aceste chirii să fie mai mici, pentru că erau destul de mari după varianta calculată de guvernul Cioroș. Știți că anul trecut noi am avut niște hotărâri de Consiliu care veneau să clarifice aceste chirii. Așa cum spuneam, începând de la 1 noiembrie, chiriile vor scădea destul de mult. Aveți la proiectul de hotărâre și anexele cu
calculat, avem anexele cu valorile calculate și coeficienții și absolut. Dacă aveți întrebări, vă rog. Vă rog, domnul Balaș. Bine că s-au îndreptat niște lucruri. Anul trecut ne-am dat în calva oamenii ăștia de la ANR și acum s-a revenit. Și vin pentru stingeri, căsătoriți. Da. Și în loc să-i ajutăm, îi... Da, din păcate nu noi le-am dat în cap, ci noi am pus în aplicare o hotărâre de guvern care trebuia vrem nu vrem. Dar, repet, și eu am făcut demersul și ceilalți primari din, care au, din țară care au ANL-ul pe raza localităților, am făcut un, să zic, raport comun prin Asociația Orașelor și a Municipiilor. L-am trimis la Ministerul de Resort și mă bucur că s-a ținut cont de, de treaba asta și ca atare chiriile au scăzut. Dacă mai sunt întrebări, supuneți la domnul. Aveți o comisie de sprijin? Este. Buget finanțe? Da. Deci, la vot. Cine este pentru? În votul se află de cineva? Cu 16 voturi. Sunt pentru. 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 Trecem la punctul 6. Proiectul revin atestarea apartenenței în unul privat în Oatea de Rămâne și asupra față de 1684 de patru fără evitare pășune și 1540 dar vegetație forestieră. Da. Domnule primar? Am să vă prezint acest proiect de hotărâre. Sigur că la articolul 1, atestarea la domeniul privat a suprafeței de 1684,44 hectare pășune conform anexă și la articolul 2, 1450 de hectare de vegetație forestieră. La momentul în care am preluat conducerea primăriei orașului Dărmănești, am făcut o analiză vis-a-vis de hotărârile de Consiliu care stau la baza completării domeniului public și domeniului privat al UAP. Sigur, în proiectele de hotărâre care le avem la mapă, veți vedea că o măsură a Curții de Conturi este și aceea de a reactualiza domeniul public și privat al UAP Dărmănești. Din analiza făcută, nu am găsit o hotărâre de Consiliu care să reglementeze foarte clar domeniul privat vis-a-vis de suprafața de pășune și vis-a-vis de suprafața de teren cu vegetație forestieră. Mai clar, la acest moment, nu există o hotărâre de Consiliu, cel puțin eu nu am găsit și doamna secretar, care să spună foarte clar care este suprafața de pășune și de pădure. În schimb, am găsit acele liste de inventariere în care se regăsesc fiecare trup, fie de pășune, fie de teren cu vegetație forestieră. Pentru că la sfârșitul anului 2017 expiră amenajamentul silvic pentru suprafața de pădure. Noi am făcut demersurile în sistemul electronic de achiziții publice pentru încheierea unui nou contract pentru scrierea acestui amenajament silvic. Sigur că, mă rog, a fost adjudecat contractul de o firmă, nu știu care, dar am cerut ca odată cu inventarierea și scrierea acestui amenajament silvic să fie făcută și cadastrarea terenului cu vegetație forestieră. Adică toată pădurea pe care o avem noi s-o cadastrăm. Deci la acest moment nu avem situația asta făcută. Și am negociat un preț, să zic eu, destul de avantajos, undeva 20 de lei pe hectar cadastru. Știți foarte bine că un cadastru pentru un imobil ajunge 5-600 de lei. Sigur, noi am reușit să obținem un preț undeva de 20 de lei pe hectar. Ca să putem să facem cadastru la terenul cu vegetație forestieră, avem nevoie de această hotărâre de Consiliul Local pentru însușirea la domeniul privat a suprafeței respective. Și ne-am întors de unde am pornit, negăsind această hotărâre de Consiliu, am găsit de comun acord cu colegii din aparatul de specialitate a primarului să inițiez acest proiect de hotărâre, să prindem și pădurea și pășunea. Vreau să vă mai spun că în urma controlului Curții de Conturi din 2014 mi s-a recomandat ca pădurea să fie prinsă în domeniul public al UAT Dărmănești și nu în domeniul privat. Nu există la momentul de față un cadru
legislativ care să vină și să ne oblige pe noi să trecem această pădure în domeniul public. Nu există la momentul ăsta. Și mai mult decât atât, spune legiuitorul că trecerea în domeniul public se face doar în condițiile în care am cadastru. Deci dacă eu veneam să trec astăzi să vă propun dumneavoastră trecerea pădurii în domeniul public, puteam să trecem această hotărâre, dar nu puteam să mă duc mai departe că nu am cadastru făcut. Și atunci, vom face cadastru la această pădure, intabulăm întreaga suprafață de pădure, după care, dacă considerăm că este util să trecem în domeniul public, o vom trece fără niciun fel de probleme, printr-o hotărâre ulterioară. Noi am prins în proiectul de hotărâre și pășunea, așa cum am spus aici, 1684 de hectare, sperând ca, pe măsură ce vom reuși să încasăm la bugetul local sume mai, eu știu, mai consistente și din acele sume pe care noi le încasăm de la închirierea acestor pășuni, să cadastrăm și suprafața de pășune. Pentru că nici aia nu este cadastrată. De exemplu, avem la, mă întorc din nou la suprafața de pădure, în contractul pe care noi l-am avut cu direcția silvică, prin locorul silvic de Mănești, am avut și câteva, să zic, puncte de ajunsuri, nu știam exact unde e limita, ba că e într-o parte, ba că e în alta, pe neclaritatea vis-a-vis de limita unei parcele am înregistrat, dacă vă aminte, anul trecut și niște tăieri ilegale. Acum, odată ce vom cadastra aceste suprafețe, știm foarte clar ce suprafețe certe avem și unde sunt acele limite. Mai sunt niște suprafețe de pădure în zona Țiganca care nu apar deloc nici în amenajamentul silvic, nici în situația noastră. Deci, practic, venim să clarificăm și pădurea și pășunea de pădure. Dacă aveți întrebări, vă rog, mai fac precizarea că la pășune, dacă v-ați uitat în acea anexă pe care ați primit-o, anexele au fost primite pe e-mail în format electronic, da. Bine. Observați că avem la poziția 7 și 8 suprafețe de pășuni prinse în Valea Uzului și Ocoș. Da? Deci noi avem niște blocuri fizice în zona Ocoș și Valea Uzului cu care suntem... Care le stăpânesc. Să zic, da, care le stăpânesc. Există a fost, sau să zic așa, a fost din partea noastră slăbiciuni, mă refer la autoritatea publică locală, trebuie aceste suprafețe prinse cu mulți ani în urmă în domeniul privat, nu s-a făcut lucrul ăsta, venim să corectăm prin această hotărâre de Consiliu și prindem și acele suprafețe din zona 1. Dacă aveți... prin amenajarea rândului, practic este indirect o cadastrare. Cadastrare. Se fac măsurători pădurea suprafețului, se dau acum pe 20 mare, sunt măsurători numai pe chestia. Primăria Târmănești, legat de limite, nu a avut niciun fel de referent cu, diferent, pardon, cu Corusul Târmănești. Nu acolo Târmănești a făcut limitele, au făcut tot cei care au făcut amenajarea. Aia critică cum a fost făcută. Știu foarte bine spre ce limite vorbiți și știu foarte bine la ce mă referiți. Noi am apelat o suprafață atunci. Că au plătit băieții la ocol, asta e altă problemă. Dar noi ce am apelat dumneavoastră ca Consiliul nu încercă nimeni. Eu n-am fost, din păcate, aici. Doi oameni din ocolul Dărmănești, de care și-o am plătit la Gerecioară. Eu limita am ținut-o acolo, de când m-am dus și-am luat acea suprafață, aia a fost limita. Am mâncat un lucru, s-a dus, banii am dat deja. Dar nu s-a vrut și nu s-a vrut să explice foarte bine Consiliul la vremea respectivă. Legat de menajarea pe care urmează să o face, domnule primar, ați pomenit și dumneavoastră, Ce să vă spun că la fundul părăului Țiganca, limitrof cu fondul forestier de stat, sunt pe puțin 100 de hectare de vegetație forestieră de pădure, o pădure de 20 de ani, care nu a fost prinsă nicăieri. Am spus, o spun de vreo 3-4 ani, spun chestia asta, nu m-a băgat nimeni în sală. Ar putea să fie adus o primărea manajoră, să fie inclusă fondul forestier la... Deci, cu siguranță, cu siguranță aceste suprafețe și eu am semnalele astea de celălalt pe care l-ai zis tu, da? Deci, toate aceste suprafețe care nu au fost prinse în domeniul privat, din diverse motive, vor fi corectate la acest amenajament și amenajamentul este una, iar partea de cadastru este altceva. Deci, nu în amenajament. În amenajament se iau acele date de, eu
știu, da, de registrare, dar aparte de amenajament, vom avea și cadastrarea din tabulare și absolut tot ce. Așa, după aia mai există o problemă cu UA42, tot din țigancă, în același punct, o suprafață care e trecută pe în amenajamentul Silvic Vechi, ca pădure, n-a fost, o fi fost, dar vreau că 20-30 de ani pe loc. Dar e trecută ca cu consistență, cu... Ea e pășune toată. Când mi-a dat toată să mă arcăm, am lansat o pădurare cu o zi întreagă, ca să putem face la E4-ul pe Codrăniu. Tot să nu se face. Șune are un pâl, pentru un post, pe face la 11, are un... Da. Din constatările pe care le-am făcut și din discuțiile avute și cu cei de la Ocolul Silvic, se pare că amenajamentul Silvic făcut acum 10 ani de zile a fost în mare parte făcut... Catastrofă. Da, făcut din birou sau mai știu eu ce s-a întâmplat. De asta au apărut niște neconcordanțe între situația din teren și ceea ce scria în amenajament. Da, pădure de 100 de ani, deci pădure care putea să fie trecută parcursă cu lucrări de vreme, clase în parchete mici, pentru că vorbim de molitituri, ea a fost piesă la 50 de ani, deci automat răritui. Răritui ce sunt la acord de 40-50. Da. Eu sper ca firma care a câștigat amenajamentul ăsta să-și facă treaba și cu siguranță voi fi direct interesat și vizită în teren. În primul rând trebuie să-și dai interesul cei care administrează sau care păzesc pădurea la un moment respectiv, cei care au folosit și bine. Sper să știe, să știe, să se fie informat. N-a apărut niciodată în desenul terenul ăsta pentru Consiliul Local de Mărești de atâția ani? Nu a fost prins? Nu. La ce vă referiți? Deci, suprafețele sunt... Nu, el a fost prins în amenajamentele Silvice. Dar n-au fost prins anumite suprafețe. Anumite suprafețe. Deci 100 și ceva de hectare aia de care pomeneam de la fundul părăului țigar, care a fost prins în nicăieri. Acum vă mai spun ceva. Să știți că proiectul ăsta de hotărâre pe care îl dăm noi astăzi, vedeți că face referire clar la o suprafață de teren cu vegetație forestieră. În urma cadastrării s-ar putea să constatăm că e mai mult. Și atunci vom face o corecție în funcție de ce rezultă din urmă. Dar așa după cadastrării se poate face dacă suntem în legalitate. Da. Da, domnul Balaș. Da, pot să știm și eu. Problema nu e firma de cadastru care lucrează. Problema e la recepția lucrărilor de cadastrare. Recepția lucrărilor de cadastrare s-a făcut ăsta acolo 8 ani sau 10 ani. Firma vine și face treaba, dar e o comisie care face recepția. Comisia aia trebuie să fie una și să meargă pe teren să vadă fiecare punct. Ce a prins firma de cadastrare și propunerile de lucrări. Asta e inconvenientul. Atunci s-a făcut recepția lucrărilor, e bine, și s-a ajuns unde s-a ajuns. Acum, mergându-se pe teren, și aparatura e modernă, se vor măsura suprafețe, va apărea diferențe, oricum, de suprafețe sigur vor fi. Vor fi niște suprafețe care vor intra acum forestier, datorită faptului consistența va fi mai mare. Vor fi suprafețe care vor ieși din forestier, cred că din cauza consistenței. Va fi o atenție mărită la planul decenal și lucrările care le propun amenajamentul. Pentru că asta se poate cu 10 ani, nu mai poate și ajungem iar la comisia aia care trebuie să-și facă treaba. Și comisia, avem acele conferințe în amenajament, da, discutăm și aici. Da. Dar sunt punctual așa zone unde nu se ajunge, știți, și acolo e probleme. Eu cu siguranță voi urmări firma care va executa acest amenajament și avem delegați din partea Consiliului Local, partea aparatului, specialitatea primarului, care însoțesc acești ingineri silvici în teren, cu siguranță nu se va face din birou. Aia vă garantez. Da. Dacă nu mai sunt întrebări, spuneți la vot. Domnul Roman. Și totuși mă întreb, în baza hotărârilor noastre date de Consiliu, aceste suprafețe de pășune au fost concesionate, date în chirie, crescătorul de animale. Așa este. Dacă schimbăm prin hotărâre de Consiliu proprietatea, se schimbă și contractul omului? Nu schimbăm proprietatea, noi nu schimbăm proprietatea. Păi trecem din public în privat. Nu. Deci în proiectul de hotărâre, introducerea, completarea domeniului privat, scrie. Da? Deci noi reactualizăm domeniul privat. Nu trecem de niciunde la momentul ăsta, iar pășunile vor rămâne în domeniul privat mulți ani de aici încolo. Trecerea în domeniul public, vorbim de teren cu vegetația forestieră. Da? Revin acum și zic, bă, fraților, am fost consilier de atâta timp.
chiar acest lucrător de la primărie nu s-a dus niciodată în teren să verifice aceste suprafețe, 100 de hectare de care nu știe primăria. S-o fi dus, s-o fi... Domnul consilier, dacă a fost și legislatorul... Am fost, pe de asta zic. Vă aduceți aminte de câte ori am pomenit și chestia asta? Și atunci de la primărie nu răspunde nimeni de fondul forestier al primăriei? Nu s-a dus niciodată până acolo? În baza ședințelor noi venim să ne certăm aici. Haideți să mergem mai departe și o să vedeți la crucea de fund. Am văzut, dar și aia o să pățim cu acest 100 de hectare cum am pățit și cu cimitirul eroilor la Valea Auzului. Ne l-au luat unguri. Păi dacă nu-l revendică nimeni, vine la cei hotarului. Propunerea mea este să așteptăm aceste măsurători, că s-ar putea să... Domnul primar, așteptăm, că uite ce zice și domnul, de 3 ani tot bate monedă. Bă, eu am 100 de hectare și au venit domnul și plătește așa. Băi, am 100 de hectare acolo care nu s-a nimănui. Tu, Silvin, nu mi-l preie în fază, tu primării nu reveni. Eu v-am spus. Și bățin ca și cu cimitirul, și la cimitirul. Domnul primar, ridic problema aia. E cimitirul nostru al omului. Cum să fie luat dincolo? Da, haideți să ne oprim acum la proiectul ăsta de hotărâre. Va avea o discuție separată legat de... Eu văd că dumneavoastră vă înfocați așa și aveți pe bună dreptate. Una din țintele mele a fost să reinventariem averea primăriei. Ce ține de domeniul public și ce ține de domeniul privat. Ce fac astăzi prin acest proiect de hotărâre, ce facem noi, vine să întărească ce am spus cu ceva timp în urmă. La momentul de față, da, noi facem curățenie. Vreau să vă spun că cu mulți ani în urmă, trebuiau făcute lucrurile astea. Din păcate, nu știu de ce nu s-au făcut. Le reglementăm, vom ști exact ce avere are orașul Dărmănești. Vreau să vă spun că sunt terenuri foarte multe pe care noi le-am inventariat aici, în localitate. Am făcut o comisie pe care domnul viceprimar o coordonează direct. Sunt terenuri în centrul localității care aparțin de primărie și care n-au fost prinse în domeniul privat sau în domeniul public. Nu știa nimeni de ele. Am făcut muncă de polițist, să zic așa. Am găsit aceste terenuri. Vă dau exemplu, terenul de vis-a-vis de ANL, mai sus un pic de domnul Jinga. Știți că noi avem o proprietate acolo. Nimeni nu știa care, unde și de ce. Da. Avem terenul de la Sălătruc, de la cimitir, de acolo, cum știe toată lumea. La fel, da? Uitați-vă să vedeți dacă aveți o hotărâre de Consiliu, dată cu ani în urmă, în care aceste terenuri să fie prinse pe undeva. Avem terenul ăsta vis-a-vis de primărie. Da? Imediat vis-a-vis de primărie, înspre ANL pe dreapta, e un teren care îl cosea nu știu cine și nu știu cum. Deci, și multe alte terenuri. Au fost identificate mai multe terenuri care sunt proprietate privată sau aparțin de domeniul privat a primăriei și, din păcate, nu apar în această listă de inventariere. Am propus ca toate aceste terenuri să fie cadastrate, că mare parte din ele nu au cadastru, și vor fi cadastrate, da? Și prinse în evidența domeniului privat sau domeniului public a primării. Deci asta este realitatea. Dacă fosta livadă, ce... Fosta livadă, uite, Fănică amintește de fosta livadă, este Vraiște și acolo fosta livadă. Fiecare stăpânește după cum vrea și după bunul plac și după cum au considerat foștii primari că ar trebui să o dea unora sau altora. Acea suprafață face parte din această listă de terenuri pe care noi le-am identificat. Urmează să fie cadastrată și acea suprafață, da? Și la momentul respectiv, după ce le vom cadastra, din nou vom avea o hotărâre de Consiliu cu reactualizarea domeniului public sau domeniului privat în funcție de cum fac parte aceste terenuri. Sigur că există în agenda mea priorități. La momentul ăsta suntem cu această suprafață de vegetație forestieră, pentru că vorbim de 1450 de hectare, care înseamnă foarte mult. Vom cadastra această suprafață, după care etapizat și în funcție de cum reușim să încasăm și noi bani. Pentru că acest cadastru costă și dacă nu reușim să încasăm bani ca să putem plăti lucrările de cadastrare, ne blocăm undeva. Da? Deci sunt în atenția mea toate aceste valori pe care noi le avem în momentul de față. E bine că sunt în atenția dumneavoastră. Noi dorim ca acest Consiliu Local să nu mai facă greșelile care am făcut noi, că am fost și n-am știut. Da. Și să nu mai perpetuăm acele greșeli, domnul nu știu. Să vină o dată pe semestru,
domnul care măsoară, se duce în teren și să răspundă, domnule, ce știi de livadă, ce știi de aia? Pentru că dumneavoastră vă preluați acum, într-adevăr, domnul, mi-asum eu răspunderea că voi verifica toate spațiile. Știu că terenul de la cimitirul Erod la Sălături, iar Ministerul Apărării, n-a putut fi străină niciodată. Da. Dar trebuie să știe cineva care se ocupă efectiv. Vreau să vă mai spun un lucru. Să știți că aceste terenuri, sau mare parte din terenurile astea care erau aici, pe lista asta scurtă să zic, erau cosite de diversi cetățeni care nu plăteau nimic la bugetul local. În ședința de luna trecută am dat acea hotărâre de Consiliu prin care dumneavoastră ați aprobat acele taxe sezoniere, da? Pe, am zis noi, pe vară sau cum am pus noi, da? Și deja am înregistrat un număr destul de, nu știu, cred că sunt vreo 15 cereri a cetățenilor care până acum foloseau gratuit acele terenuri, au făcut cereri, domnule, vreau să folosesc eu. Foarte bine, plătește contracost, nu știu cât am zis, noi 5 lei prăjina, plătește fiecare, dar important este altceva, nu că încasăm noi 3 lei sau 10 lei, ci că se acceptă că acel teren nu este al cetățeanului, ci este al primăriei, da? Foarte mulți începuse să-și dea cu părerea vis-a-vis de proprietari și spuneau că ei sunt proprietari acolo. Deci eu, repet, sunt lucrurile într-o dinamică, ele se desfășoară cu un anumit ritm, pentru că, repet, avem limitări din punct de vedere al banilor, nu putem să cadastrăm foarte multe terenuri imediat, dar eu cred că până la sfârșitul anului 2017, mare parte din aceste suprafețe de pământ vor fi clarificate și vom avea apoi să dăm. Așa ne-am întrebat. Ați deschis un registru de evidență a acestor terenuri? În primul rând, există... Pentru că în timp se pot pierde. Da. Haideți să vă spun eu cum se procedează. Legislația în vigoare reglementează foarte bine cum se inventarieze aceste terenuri. În fiecare an, la sfârșitul anului, se face acea inventariere a domeniului public și privat prin niște comisii stabilite prin dispoziția primară. În perioada de peste an, am constituit o comisie suplimentară pentru inventarierea acestor terenuri. Da? Dacă la acea comisie de la sfârșit de an nu au fost prinse acele terenuri sau nu au fost prinse cu suficient de multe date vis-a-vis de identificare, repet că și am spus mai devreme că domnul viceprimar coordonează o comisie care lucrează și peste an, da? Și la acest moment lucrează, acele terenuri în baza comisiei sunt omești un proces verbal și prin dispoziția primarului sunt prinse în evidențele primăriei. Urmând să cadă la stran și așa mai departe. Deci cu siguranță nu un registru, ci avem acele fișe de inventariere. Fișele arată în acest format, da? Scrie foarte clar, acest model de fișă este prevăzut într-o hotărâre de guvern. Spune foarte clar denumirea mijlocului, caracteristici tehnice, data, felul documentului și așa mai departe, valoare și așa mai departe. Deci avem o situație foarte clară. Odată ce le-am inventariat, cu siguranță nu le lăsăm în aici. După care urmează hotărârea de Consiliu, da? Care îi spune și le completăm. Mergem mai departe? Sunt curios eu acum cu o problemă. Nu prea știam, era o nebuloasă vis-a-vis de granița județului Bacău și da. Nici sau orașului de Rămânești, în granița de Vest, mă rămâne. Am văzut că la Părul Rața, acolo la Părul Rața, a apărut un panou care limitează, indicator, da. Indicator care limitează clar Bacău de Argheta. Da. Cum s-a ajuns să stabilim? Cum s-a stabilit ca orașul Grăița? Există la momentul de față, la OCTI Bacău, o grănițuire între județul Bacău și județul Harghita pe de o parte și Covazna pe partea cealaltă. Harghita și Covazna, da? Deci Harghita și Bacău. Discutăm de Harghita și Bacău. În acea situație, care este de altfel, stă la baza limitei dintre noi și județul Harghita, există un proces verbal care ar trebui să fie semnat de, pe de o parte, de autoritățile din Harghita centrale și din Bacău și pe de altă parte din județul, din orașul Dărmănești și cei de care. Ei, acest proces verbal nu este semnat. Adică cei din Harghita nu recunosc acest potar. Nu recunosc. Și există o stare de litigiu undeva în aer. Toate cele blocurile fizice care sunt în acea suprafață de, sau în acea zonă de litigiu,
au indicativ de Bacău, adică legiuitorul s-a luat după acea grănițuire care are la bază legea din 1968. Am trimis o adresă, nu am aici, la prefectul de Harghita, prin care noi am venit și am cerut clarificări legate de această limită. În 1991, prefectul de la acea vreme a dat o decizia 111, ilegală, prin care dă în proprietate celor de la Sânt Martin suprafețe de teren din alt județ. Adică din județul Bacău. S-au pus stăpâni fără... S-au pus stăpâni. Deci, pe momentul ăla de, să zic așa, 90-91, de lipsă de autoritate și știți ce s-a mai întâmplat prin Harghita, prefectul de la acea vreme a dat o dispoziție 111 prin care spune, da, domnule, eu dau la Covasna, sau nu la asta, la Sânt Martin, dau terenul în, putea să dea și în Constanța, dacă voia eu. Ei, ce este mai grav? Nu a existat o reacție prontă a autorităților județului Bacău. Deci, la nivel de Consiliul Județean Bacău, la acea vreme, trebuia să reacționeze pentru că se modifica și granița județului. Nici autoritatea publică locală din Dărmănești n-a venit cu o reacție destul de vehementă. Acum, prefectul de la momentul de față, din județul Harghita, ne spune că, din ce mi-amintesc eu și am citit acea adresă, că în decizia 111 din 1991 n-ar exista suprafețe de pământ din județul Bacău. Nu? Așa ne spune. Adică ăsta vine și ne spune, dom'le, stați un pic. Păi, prefectul din 1991 n-a făcut nicio eroare, n-a dat nicio suprafață de teren din județul Bacău. Și face trimitere, fiți atenți, face trimitere, spune așa, vă rog să verificați anexa 1 și 2 pe care vă trimite. Dar ne trimite anexa 1 de 2 ore, anexa 2 nu ne-a trimis, în care reieșea treaba asta. Suntem în procedură de schimb de documente acum și sperăm. Și noi atunci noi putem cadastra terenul care deja e... Păi, repet, eu am spus mai devreme că acele suprafețe de pământ au indicativ de Bacău. Și noi, n-are rost să stăm cu mâinile în sân, să vină după noi alții și să spună, alți primari peste câțiva ani, și să spună, bă, nici aia din 2017 n-au făcut. De asta am prins noi în domeniul privat și acele suprafețe de pământ. Părerea mea este că sunt două variante. Ori considerăm că este pământul nostru, ne punem să pun băgheste în nostru. Am făcut primul pas și treaba asta prin includerea domeniului. Dar următorul pas ar fi să întrebăm acele persoane care și-au construit niște proprietăți pe terenul nostru de autorizații, de construcții, de spate. Acum, și doi, să pornim noi acest proces, că nu Bacău nu-l va porni. Da. Prefectura Bacău nu-l va porni. Harghita n-a niciun interes. Să ieși văd de treabă și ei să extind. Deci, Pănică, a descris un subiect pe care eu n-aș fi și dacă noi nu începem noi de Rămănești, nu începe nimeni. Și încet, ajunge granița de la Harghita la Baraj. Da. Deci, este un subiect pe care nu aș fi vrut să-l deschid astăzi, pentru că noi avem și în gândirea mea, sunt niște pași de parcurs. În primul rând, trebuia să dăm această hotărâre de Consiliu. Pentru că dacă noi mergeam în instanță, cum așa se va întâmpla în perioada următoare, legiuitorul avea să ne întrebe, arătați-mi și mie un act din care voi spuneți că e al vostru, da? Neexistând această hotărâre de Consiliu, care este prima cărămidă, neexistând la bază, neexistând în tabulări, cum ne putem noi erija în proprietate, da? Deci, vedeți, dăm această hotărâre, mergem cu pasul 2, cu un tabulor pe cea noi, după care ne ducem și ne cerem hai să mergem mai departe. De 1968, granița era la prorogație. Da. Acolo s-a stabilit... Acolo s-a stabilit limita de atunci cei doi secretari de partid. Una întrebare. Grăniția asta, guvernul României nu are... Deci, limita județului. Este... Dată de 68. Haideți să vă spun. 1968 este singura lege care stabilește grănițuirea între județe. Pentru că atunci, în 1968, au fost stabilite județe, da? Din 1968 și până în momentul de astăzi, n-a venit niciun guvern care să schimbe, să modifice acea lege.
Deci, la momentul de față, legea din 1968 este în picioare și este singura care guvernează aceste teritorii. Noi suntem proprietari. Noi suntem proprietari. Îi scoatem pe umbră din cimitirul umbră și bătăm pe România. Deci, eu vă spun, haideți voi să mergem pe niște, cu niște pași gândiți, logici, și nu, să nu sărim etapă. Da? Introducem aceste suprafețe și o să vedeți că încet, încet, există un calendar a evenimentelor care nu are rost să-l... Trecem la următor. Da? Da. Da, vă rog. Dacă mai sunt discuții, pe... să vă puneți la vot, că am vorbit. La vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisiile de specialitate ce-au dat avizul favorabil? Nu am invitat. Cu 16 voturi pentru, acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui teren atribuit în baza legii numărul 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe privată personală. Domnule primar? Da. În baza legii 15, pe 2003, noi avem dreptul să dăm până în 400 de metri pătrați tinerilor căsătoriți până în 35 de ani pentru construirea de locuințe. Am înregistrat luna trecută, cred, o cerere venită din partea familiei Mazilu, Florin și Iulia Mădălina. Este o familie care se încadrează în legea 15, este o familie tânără, din, au și un copil, da, deci el născut în 90-92, au și un copil. La momentul de față, această familie locuiește cu părinții băiatului. Există și o situație un pic mai dificilă, tatăl băiatului, în urma unui scandal cu acest tânăr, Mazilu Florin, este în pușcărie. Și amenință de acolo că în momentul în care va veni acasă, nu știu ce se va întâmpla și cu cei care au rămas acasă. Pe motivul ăsta, această familie tânără, Florin și cu Iulia Mădălina, care eu i-am văzut cel puțin pe el, niște oameni absolut normali, care își doresc un cămin să-și crească copilul. Dar de unde zice? Zona Brătulești. Brătulești stătea tatălui. Și intrăm în detalii că e un subiect mai... Așa, oamenii au spus, vrem să ne facem propria noastră casă, el lucrează cu ziua, da? E un băiat muncitor, da? Și a zis, doamne, dacă ne dați o suprafață de pământ, noi ne apucăm să ne construim acolo un cămin. Din punctul meu de vedere, îndeplinesc condițiile prevăzute de legea 15, am rugat arhitectul șef să identifice o suprafață de pământ, un lot, da? Suntem în strada Uzinei, avem acolo un lot de 399 de metri. După ce veți aprova, sper să și predăm și să apuce așa cum prevede un an de zile să-și toarnă fundația și ce mai vrei acolo. Adică sunt niște cazuri în care nu trebuie să intervenim și să putem. Deci până în 400, nu avem văzut peste 400 de metri, dar și să vedem. Primul roșu. Da, primul este roșu. Da. Dacă aveți întrebări... Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, să abține cineva? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru cumpărarea imobilului, teren și construcții, fostă bază sportivă, datoria de mări. Da. Am să fac câteva precizări legate de acest acord de principiu. În primul rând, aș pleca de la premisa că noi, primăria și Consiliul Local, trebuie să sprijinim și activitățile sportive. Spuneam mai devreme, într-o ședință anterioară, că nu ne putem numi oraș atâta timp cât nu avem, eu știu, o bază medicală, atâta timp cât nu avem o casă de cultură, atâta timp cât situația din școli sau arată cum arată, atâta timp cât viața sportivă în comunitate nu există sau e vai de capul ei, atâta timp cât drumurile
nu sunt la nivel de standard de oraș și lista ar putea continua. Sigur că nu le putem acoperi în termen scurt pe toate. Eu am făcut o listă de priorități, așa cum spuneam și în ședințele anterioare, și dacă vă aduceți bine aminte, am făcut demersuri pentru un acord de principiu vis-a-vis de crearea acelui centru de sănătate. Am făcut demersuri pentru reabilitarea liceului din centru și am depus un proiect care totalizează peste 200 de miliarde de lei vechi. Este pe lista PNDL-ului și vreau să fac precizarea că este cea mai mare investiție din țară în reabilitarea unui liceu. Am fost întrebat și mi s-a trimis de la Ministerul de Resort solicitări de clarificări, dar nu cumva am greșit vis-a-vis de această sumă, da? Deci peste 5 milioane de euro sperăm noi să fie investiți în liceul tehnologic. Deci și componenta școală am luat-o în calcul. Spuneam că am depus proiecte pentru aproape 30 de kilometri de drum, de modernizare a drumului, însemnând de asfaltare și așa mai departe. Avem vreo 27 de străzi din orașul Dărmănești cu un total de aproximativ 30 de kilometri de drum, modernizare, asfaltare, însemnând tot ce știți, Poiană și așa mai departe. Și acolo valoarea proiectelor peste 6 milioane de euro. Și legat de viața sportivă, pentru că în ședințele anterioare dumneavoastră ați făcut solicitări de a găsi niște soluții, a apărut o oportunitate de a cumpăra fosta bază sportivă, fostul teren de sport care aparținea primăriei Dărmănești, terenul de sport. Și am o adresă venită din partea proprietarului de la acest moment, Fregata Impex SRL, care își manifestă intenția de vânzare acestui bun. Sigur că în prima adresă reprezentantul Fregata Impex ne-a făcut și o ofertă de preț care, sigur, era mult peste putințele noastre, însemnând undeva vreo 100 și ceva de mii de euro, vreo 6 miliarde și 400. Ulterior, după ce am avut o discuție de principiu cu directorul executiv de la Fregata Impex, am mai primit o adresă, e vorba de adresa 55 din 30.05.2017, prin care îi se aduce la cunoștință scoaterea spre vânzare a bazei sportive din strada stadionului, cu o suprafață de 33.149 de metri pătrați, plus construcțiile aferente, și valoarea de vânzare este 440.000 de lei, cu posibilitatea achitării în rate până la sfârșitul anului 2018. Deci 440.000 înseamnă 100.000 de euro plus TVA. Sigur că aceste valori sunt orientative, pentru că dacă veți aproba acest acord de principiu, vor fi parcurse niște proceduri de evaluare a respectivei proprietăți, da? Va fi o evaluare din partea noastră și o evaluare din partea celor care e proprietar. Asta nu înseamnă că pe noi ne obligă să și cumpărăm. La momentul discuției nu dispunem de resurse financiare. Este un acord de principiu. La momentul discuției nu suntem dispuși să renunțăm la alte investiții pe care noi le-am prioritizat pentru anul 2017 în favoarea cumpărării acestei baze sportive. Da? Deci există un acord de principiu, dacă dumneavoastră îl aprobați, putem parcurge etapa a doua de evaluare. Vom avea acolo o, să zic, valoare care este mult mai apropiată de realitate și mai mult decât atât. Vom avea o analiză foarte aplicată raportat la resursele pe care le avem noi. Astăzi, în momentul în care discutăm, încasările nu sunt foarte prietenoase cu noi. Am făcut acele demersuri pe care o să le dezvolt mai departe, dar nu avem niște încasări spectaculoase. Sigur că punem în balanță și analizăm dacă este prioritar să achiziționăm acest teren.
la momentul discuției nu avem în Dărmănești și nu am identificat o altă suprafață de teren care ar putea să aibă destinația de teren de sport. Mai fac precizarea că există acea echipă de fotbal pe care noi, comunitatea, o avem la nivel de Dărmănești, care sigur a jucat în Liga 5-a, nu? Dacă nu greșesc, s-a calificat pentru a intra pe al doilea an pentru Liga 4-a și datorită faptului că nu dispun de o bază de joc cu ce înseamnă acolo, vestiare și așa mai departe, degeaba 2 ani la rând s-au calificat și au intrat în Liga 4-a, că nu pot beneficia de acest avantaj, din nou vor rămâne Liga 5-a până când vor fi îndeplinite aceste condiții. Deci, dacă ne dorim ca viața sportivă din comunitate, și mă refer aici la întreaga viață sportivă, nu numai fotbal, să aibă o amploare, eu știu, crescând în perioada următoare, cred că trebuie să ne îndreptăm atenția și spre achiziționarea unui imobil care să corespundă din punct de vedere tehnic. Suprafața de 3 hectare și ceva în fosta bază sportivă Dărmănești reușește să acopere, să zic, această nevoie. Deci, legat de preț, repet, vom discuta dacă va trece acest proiect de hotărâre cu niște specialiști, vom avea o evaluare. Din nou ne vom întoarce în Consiliul Local, prețul final va fi aprobat dacă vom cumpăra de către Consiliul Local. Nu credeți că face primarul, așa cum de altfel s-a mai spus și la acel acord de principiu cu baza. Că sigur va face primarul și va deci. Stați liniștiți. Deci, principiul care stă la baza modelului meu de gândire este cheltuirea eficientă a banului public. Și cu siguranță nu vom aloca niciun leu dacă nu avem convingerea că acei bani sunt maxim, cu maximă eficiență cheltuiți. Dacă aveți întrebări, vă rog. Acum un an și ceva, 3 oameni din sala asta erau într-o campanie electorală. Având în spatele lor... Toți eram în campanie. Având în spatele lor echipe care acum, din rândul cărora, acum sunt consilieri locali. Am fost curios să aflu, pentru că eu păstrez toate materialele de campanie, ce credea PSD-ul și candidatul PSD la funcția de primar în campania electorală vis-a-vis de activitatea sportivă. Sincer, nu mai chiar să PSD-ul a avut două materiale de campanie principale cu care s-a prezentat. Într-unul s-au prezentat lucrurile care s-au realizat și celălalt se intitula Ce ne-am propus în continuare. În 15 puncte, niciun punct nu face referire la activitatea sportivă. La fel de curios am fost și preocuparea sportivă a partidului ALDE, care a avut la rândul lui un program electoral la capitolul Proiectul meu pentru oraș, candidatul Toma Constantin, la punctul 5, spune așa, un oraș cu viață sportivă. Sprijinirea dezvoltării bazelor sportive, atenție, în unitățile școlare. Și atunci am zis, bingo! E pe filie cu mine. Pentru că același lucru l-aveam și eu în programul meu electoral. Acum depinde, am furat eu de la tine sau tu de la mine? Nu, nu contează. Cert este că în luna septembrie eu am mers mai departe. Da. Zic, domnule, dacă și eu mă gândesc la bazele sportive din jurul școlilor, da, și actualul primar în exercițiu se gândea la vremea respectivă și mă gândesc că ce-am fumat în campanie electorală recunoaștem și ulterior, zic, hai să mă orientez să văd cam cât costă, care e jocul pe piață, ce sume sunt. Și am solicitat două oferte de preț la firmele care au realizări în domeniul ăsta. Ele sunt oferte de preț cu ștampilă și semnătură și număr de înregistrare, iar una e adresată chiar Consiliului Local, Dărmănești. În septembrie 2016, sunt disponibile aici.
Avem acum de ales, vom avea cândva de ales, între a cheltui o sumă de bani X pentru a achiziționa o bază sportivă, care ulterior va fi, din momentul achiziției, purtătoare de cheltuială, clar, și care urmează întrebarea ce va face primăria cu ea. O va tra către o echipă, spre utilizare, nu? Nu neapărat. Nu neapărat. Sau va ține închisă și se va transforma în ceva ulterior. Sau, cu aceeași sumă de bani, putem construi 4 stadioane pe terenurile de sport din școlile din Dărmănești. Moderne, cu gazon sintetic, cu nocturnă, da? Evident de dimensiunile aferente terenurilor de sport din școlile din Dărmănești. Da? Acum, achiziționarea terenului se adresează unui număr de locuitori, iar cele 4 terenuri de la fiecare școală se adresează unui alt număr de locuitori. Rugămintea mea ar fi, eu am votat pentru în Comisia de Urbanism și sunt de acord ca în viitor, dacă bugetul primăriei Dărmănești va rivaliza cu cel al Bucureștiului, adică să avem măcar 1 miliard de euro buget și să terminăm cu drumurile, să terminăm cu dispensarul, pentru că mă gândesc că cei care ne-au trimis aici ne-au cerut în primul rând drumuri, dispensar, siguranța cetățeanului. Repet, n-am auzit foarte mult în campania electorală despre fotbal. Dacă vom avea bani, să achiziționăm fără doar și poate această bază sportivă, dar rugămintea mea ar fi ca la același punct să dăm un acord de principiu și pentru construirea de unități sportive. Așa cum bine spuneați, domnule primar, în timpul campaniei electorale, dezvoltarea bazelor sportive în unitățile școlare. Da, și atunci, la momentul când vom avea banii, se va decide alocarea sumelor, va fi o altă discuție, da, și se va decide. Să dea Dumnezeu să avem bani să facem ambele lucruri. Am să încerc să vă răspund. Mulțumesc. Pentru că mă bucur că ai citit proiectul pe care l-am lansat, sau cei de la ALDE l-au lansat în campania electorală. Da, am vorbit de viață. Asta e primul lucru pe care l-am făcut și cu proiectul noastră și cu Mirboara. Pentru viața sportivă din școli. Deci viața sportivă din școală trebuie, din punctul meu de vedere, separată de viața sportivă a orașului. Și o să vedeți și de ce. Făceam referire mai devreme la acea investiție pe care noi sperăm să o obținem la Liceul Tehnologic din Dărmănești. La Liceul Tehnologic noi avem în jur de 900.000 de elevi și nu beneficiem de o sală sportivă, de sport, nu avem un teren calul. În acel proiect pe care noi l-am depus la PNDD, pentru liceul din Dărmănești, este rezolvată prin proiect și componenta de sală de sport și terenuri adiacente. Deci dacă vorbim de cei 1.000 de elevi care beneficiază sau vor beneficia de învățământ la Liceul Tehnologic, cu siguranță, dacă vom implementa acest proiect, și componenta sportivă este rezolvată. Pentru elevii de aici. Pentru elevii de aici. Doi. Avem o reală problemă vis-a-vis de școala Plopu. O reală problemă legată de numărul de elevi și știți că noi am făcut un artificiu în primăvara anului 2017 pentru a păstra persoana juridică la școala Lapoș, școala Plopu, împreună cu școala Lapoș. Deci persoana juridică, părerea mea, în perioada următoare a școlii Plopu, va dispărea. Asta înseamnă că acea școală, toți cei care sunt la Plopu și la Lapoș, vor fi arondați liceului. Da? Deci în perioada următoare, așa cum analizăm din evoluția numărului de elevi și care vor fi în perioada următoare, cu siguranță va dispărea. Trebuie să dispară din toamna de 2017, dar am adus grădinița de la Sălături, am arondat-o ca să existe. Nu avem o situație foarte roz și atunci o investiție în școala Plopu, legat de un teren de sport, nu cred că va avea să zic, un real succes în perioada anilor următori. La școala de la Boiștea, da, la școala numărul 2, există un proiect depus pentru amenajarea acelui
teren din fața școlii. Pe 350, pe legea 350 este depus la noi, avem acel proiect de hotărâre cu ce vin ei și sper să reușim să facem ceva acolo. Dar ce este foarte important? Spuneam mai devreme că trebuie să facem o disociere între viața sportivă din școală și viața sportivă a orașului. Am făcut precizarea că acea echipă de fotbal pe care Dărmănești o are s-a calificat în Liga 4 și datorită faptului că nu are o bază sportivă care trebuie să fie agreată de federație. Niciodată un teren de sport din curtea școlii nu va fi agreat de federație. Am dreptate, domnul președinte. Și ca să putem să facem mai mult decât sportul din curtea școlii, ar trebui să avem deschisă această oportunitate, da? Sport de performanță, pentru că în curtea școlii este o primă etapă. Din rândurile acestor elevi sunt selecționați acei juniori și așa mai departe. Acolo se face, să zic, un antrenament mult mai tehnic, mult mai în măsură să răspundă cerințelor. Deci dacă vreți să rămânem în curtea școlii, vom rămâne în curtea școlii mulți ani de aici încolo, fără să putem să mergem pe sport de performanță. Mai mult de atât. Sigur că dacă luăm această bază, ea corespunde și terenul de sport este, are agrementul Federației Române de Fotbal. Nu este avut, dar ca și, deci eu din ce știu, are. Așa ce puțin mi-a spus. Dar având acele dimensiuni, acele standarde, el se poate mai mult decât atât. Faptul că sunt acolo niște construcții vestiare și așa mai departe, ar răspunde cumva acestei nevoi de a merge în Liga 4. Sigur că eu am fost personal acolo. Și vedeți în ce condiții arată acel teren. Uitați-vă ce e acolo, pentru că este o pășune. Putem spune că este o pășune. De asta am venit și am spus că trebuie analizat foarte bine suma pe care vă rugăm acolo, da? Și dacă este rentabil. Dar dacă ne dorim mai mult și nu numai fotbal. Deci acolo există și un teren de basket și am avea un centru în care viața sportivă din Dărmănești să crească. Te rog, doamna. Eu aș vrea să spun că ar fi o investiție bună. Pentru că e vorba de suprafață. Deci un teren mare achiziționat și, evident, accesat bani europeni, modernizat, este aducător de venituri. Se pot organiza evenimente, județene, naționale, competiții sportive. Deci, putem să... Nu cred că e... Da, eu aș vrea să punctez următorul lucru. Sigur că eu am fost și am văzut un teren de genul ăsta într-un oraș din România, la Mediaș, mai exact. Era o paragină. Era un teren ca și cel pe care noi îl prezentăm astăzi. Primarul din acel oraș a făcut un proiect european și este unul dintre cele mai moderne terenuri de fotbal. Da? Deci, dacă ne propunem să stăm cu capul sub masă, vom sta mulți ani de aici încolo și vom spune, domnule, nu cheltuim bani. Stăm liniștiți, nu cheltuim bani pentru că nu sunt eficienți. Dacă ne propunem mai mult și dacă ne dorim ca viața sportivă să crească, sigur, să nu aveți impresia că dacă vom cumpăra acest teren, va fi acolo un fel de vraiște, așa, fiecare care cumpărea. Vom impune niște reguli de performanță foarte clare. Nu vom da niciun ban așa pe ochi frumoși sau vom cheltui ineficient. Facem acea investiție acolo, încercăm să aducem acel teren cu investiții de la noi și în clădirile care ce mai e acolo ca să fie cât de cât practicabil, da? Nu ne propunem acum să cheltuim nu știu câți bani, pentru că nu avem niciun leu pentru achiziționarea acestui proiect, da? Atenție! Dar în condițiile în care se deschide forul, luna august se deschide programul operațional regional și acolo, din ce știu eu, sunt niște axe care se duc cu destinație spre modernizări de genul ăsta. E posibil ca, eu știu, să punem și noi 2-3% și să luăm diferența și să facem o bază sportivă. Repet, dacă vom decide să facem lucrul ăsta, vom impune niște criterii de performanță și la profesorii de sport din școli, să vedem ce resursă de copii vin din aceste școli, să vedem și cine este antrenorul și ce face antrenorul și care sunt țintele. Până acum a fost un fel de haos.
Dar este o, zic eu, oportunitate. Mai mult decât atât, 33 de mii de metri pătrați, 3 hectare și ceva, nu-i prea găsești în Dărmănești. Adică, cu siguranță, nu găsești. Da? E pe masa dumneavoastră. Deci, mingea e la dumneavoastră. Ca un fel de comparație, ca să nu 33 de metri pătrați. 33 de mii. De mii de metri pătrați. Asta înseamnă 3 hectare. Da. Aici, la... Sunteți din Dărmănești toți, cunoașteți? Unde a fost posta la postul IMTV-ul. Da. Pe postul IMTV-ul, deci noi luăm acolo 100.000 de euro. Numai pe teren aici cer 100.000 de euro. Acum depinde să și găsească unul care să-i dea bani. Nu, eu am spus ce cere omul. Da, da. Și așa nu cere acolo, dar gândiți-vă ce e acolo. Deci de, de trei ori mai mult teren, plus clădirile, plus gard, împrejmuiește terenul ăsta n-are, deci eu zic că eu... E o afacere destul de bună. Chiar dacă PSD-ul la momentul respectiv nu s-a gândit la, la chestia asta din cauza că era totuși la timpul cealaltă se vehicula altă sumă la momentul cealaltă. La momentul cealaltă se vehicula vreo 10-14 miliarde. Deci atunci nu ne-am gândit. Știți cum e în campania electorală? E bine. Și uite, bani să ajută oricum. E bine de specula. Băi, ce-a scris ăla, ce-a scris ăla. Dați copy-paste la, la un program bun și indiferent cine ajunge la guvernare, are prins și componenta asta. Domnul Balacu, vă avertizez că am și eu. Nu l-ați lăsat pe Marius să-și termine, deja s-a tot vehiculat. Marius, după ce te-ai lăsat domnul Balacu, trebuia să-și termine timpul. Ce-ai spus? Da, bine, nu. Nu. În primul rând, președintele din ședință nu își face treaba. Deci, notați-vă cum se scriu la cuvânt, așa să le dai... Dacă tot vorbiți la persoana a doua, durat mergeți până la capăt. Da, 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 o luați da, da, persoana a doua și terminați persoana a treia. Noi... Ori instituim, ori... Și nu mai e ceva, fac și o precizare, domnul Bana, să știți că președintele de ședință mai mare decât președintele de partid. Știm, dar trebuie să respectăm și trebuie mai posibil. Numai să a trecut o... Opinia domnului consilier este opinia dânsului, foarte bine a spus-o, dar totuși trebuie să ne gândim că de atunci de când ne naștem și până morim, suntem cumpărători de cheltuieli. Cheltuim, vrem, nu vrem, cheltuim. Și dacă murim, cheltuim. Așa că acest avion, dacă îl luăm, vom cheltui. Asta e viață. Trebuie să cheltuim. PSD-ul a avut o discuție privind un teren de fotbal și am discutat cu cei de la Gal Valea Muntelui. Ați avut, cred că și dumneavoastră, discuția cu terenul de jos, de aici, de lângă, în spatele grădiniței. Numai un proiect de reamenajare a unui teren mic era undeva la 35 de euro, ne spuneau cei de la Gal. Prin Gal Valea Muntelui să modernizăm, să facem ceva. Asta e chiar banii, la urmă, când ne gândim la copiii noștri, că cei care ne-au trimis aici au fost părinți, cei care ne cer sunt copiii. Și cred că pentru copii trebuie să să facem ceva pentru sănătatea lor, pentru tot ceea ce înseamnă sport în Dărmănești. În Dărmănești, din 19 ani, s-au pierdut anumite locații și alții înjură și spun tot felul de lucruri de consiliile anterioare. S-a pierdut parcuri, cluburi, rafinărie, de ce înseamnă așa cea și dispensar, grăginiță. Eu zic că acest teren de, această bază sportivă, nu e un teren numai de fotbal, e o bază sportivă, până la urmă, și atletism, și tenis, și volei. PSD-ul chiar vrea nu să cumpără, vrem să creăm condiții pentru tineri din Dărmănești, pentru vârstnicii din Dărmănești. Chiar dacă au o vârstă, pot merge. Înțeleg că v-ați afiliat la programul ALDE și PNL? Nu m-am afiliat, nu, nu. De când mă știu, nu-mi place sportul. Deci vrem, nu vrem, cheltuim cu noi fiecare zi și cu cei din urmă. Putem cheltui și cu o bază sportivă. Da. Deci eu repet, am spus și poate că anul trecut am fost foarte acid legat de modul cum se finanța asociația sportivă. Și toți cei din stânga mea ați sărit în sus și ați spus că nu mă interesează viața sportivă. Poate ce ți-am întrebit, da. Eu am spus că... M-am spus că viața sportivă
viața sportivă ne interesează. Viața sportivă ne interesează pe toți și astăzi este o oportunitate. Da? Vă rog, domnul Marius. Domnul Marius, dragilor. Eu cred că mai trebuie clientul, domnul Balas, cu cele 15 puncte la care spuneați ce ne-am propus în continuare, într-adevăr, făceați referire la terenul de acolo pentru construcția unui cămin cultural. În programul electoral, când v-ați prezentat în fața cetățenilor, era pentru construcția unui cămin cultural. Acum, mai vreau eu să spun. Era surpriza voastră. Da, pentru că... Ce vreau eu să spun repede, numai dacă îmi dați voi și închei și promit că nu mai unu, e foarte bine să se, ca să fie foarte clar pentru toată lumea. E foarte bine să se achiziționeze această bază. Și am spus, am votat pentru comisia de specialitate. Și voi vota pentru și astăzi. Cerința mea era una mică. Dumneavoastră care mânuiți verbul destul de interesant, în loc să mergem direct la obiect, m-am spus un pic pe la Ghimeș, pe la granița cu Dunăul, să separăm viața sportivă a orașului de viață. Deci formația de... Nu. Sigur. Cerința mea a fost următoarea. Pentru că noi astăzi facem tot un fel de campanie electorală, dacă ne uităm în ochii oamenilor. Pentru că... Nu. Acum facem campanie electorală. Pentru că nu avem banii care sunt chiar dumneavoastră astăzi. Da, așa este. Nu. Deci acum le promitem oamenilor, o să luăm o bază, o să facem mai ceva ca baza din Dallas. Rugămintea mea era, dacă există bani să cumpărăm un Mercedes, să cumpărăm și un deodorant dintre ăla de 2100 un Mercedes. Adică, dacă avem 100 de mii de euro să achiziționăm baza, atunci cum îi vom avea? Să încercăm baza și... sportivă. Să încercăm și... Și eu mă mulesc după dumneavoastră, cum spuneți. Nu e bine să facem nici la plopul, nici la ala, dar într-o locație pe care să o găsească aparatul de specialitatea primară. La școala 2, în altă parte, un teren de 21.000 de euro. Adică, dacă avem 100.000 de euro, lângă ei să mai punem 20 să facem un teren. Și rugămintea mea era ca să dăm un acord de principiu și pentru un teren de sport nou, sintetic. Asta era. Nu o punerea, ca să fiu foarte bine înțeles. Deci nu. Domnul Marius, eu am propus să mă urmăriți. Pentru că vorbesc ultimul, să mă urmăriți. Da. Vis-a-vis de această propunere. Întotdeauna vă urmăriți. Știți prea acum. Vis-a-vis de această propunere noastră. Eu aștept să termine la discuție și după aia o să intervin și eu. Te rog. Doar un cuvânt vreau să spun. Este o mare urgență achiziționarea acestei baze sportive. Și mai ales dacă cel care solicită ne dă dreptul să plătim în rate până în 2018. Haideți să încercăm derularea acestui lucru. Îți dau un leu și pe aia îți dau în fiecare an câte un leu. De unde putem face altceva? Pentru termen de plătit în 2018. Și noi dacă încercăm să fim proprietari cu acontul necesar și după aia dăm banii când am avea. Dar trebuie să-l începem, să punem mâna pe el, să nu vină altul să-l ia. Că ne vrea din față cineva. Cred că becalii portale să vină să puteți ca mâna. E posibil orice. Eu sunt informație care ce legat de teama dumneavoastră că vine cineva să-l ia acest teren, eu vă recomand să stați, deci știți că nu vine nimeni să-l ia. Deci nu vine nimeni, nu jupe nimeni gâtul să vină să cumpere terenul ăla de sport, pentru că acolo sunt niște investiții și, ce-i foarte important, sunt niște cheltuieli. Fiecare lună cu acel teren, nu vine nimeni. Acolo cred că primăria poate să deci noi trebuie și dați-mi mie libertatea de a găsi momentul oportun pentru a cumpăra acest teren, facem acea evaluare, vedem unde ne cifrăm, unde ne aflăm cu sumele, da? Și la momentul respectiv eu sunt dispus să cumpărăm acest teren, dar, vă repet, raportul preț-calitate trebuie să fie foarte... Da? Deci nu vă faci probleme, vine ceva să primarțăm. Cum a fost terenul la început? Cum arăt acum? Domnul consilier, vă știți la cuvânt? Domnul președinte m-a luat de urei, pentru că nu știu să vă pun la punct. Da. Haideți, cine mai domnul Mirea. Da. Sunt și eu de acord cu această bază sportivă să fie cumpărată. Sunt foarte tare de acord.
Sunt un persoană care iubesc sport, chiar m-am plăcut și am fost sportiv în tinerețe, nu de performanță, da? Și cred că este stringent necesar să avem o bază sportivă. Dar când vorbim de eșalonarea plăcilor până în 2008, nu se pare așa de ușor. E un an. Până facem noi demersurile necesare, până ajungem la negocie, să facem decembrie. Până cumpărăm într-un an de să plătim. La momentul ăsta vorbim de un an jumătate. În sensul că 2018 până 31 decembrie. Da. Deci nu e chiar așa de... Bă, nu ne-a dat o plasă foarte largă de propunerea este că să fim foarte atenți la negocieri, sigur trece proiectul. Să fim foarte atenți la negocieri, că nimeni nu crede-o că vine să cumpere terenul ăsta. În afară de primăria Dărmărești, nu poți să-i dai alte destinații. Și ca să dai alte destinații, trebuie să vină doar o echipă de la Târg Bocna, de la Comănești, sau nici măcar Mâinești. Doar ar fi ce așa, dar nici ei nu vin. Caut terenul la ei acasă. Și nu le convine să facă în adentul pe terenul lor. Și singurii și cei mai avizați, mai, care putem cumpăra, sunt pe noi, poate o Dărmănești. Ideea este să o negociem la sânge și termenul ăla de 2018 putem să-l facem 2019, da, dacă știu că eu, dacă aș fi proprietarul acestui teren, pentru Dărmănești o sumă destul de consistentă. Noi nu ne trezim la Cluj sau București. Și atunci m-ar conveni să-l vând în 2 ani. Un teren de genul ăsta, pe 100.000 de euro, de cât de lor. Da, eu am să fac altfel. Și terenul ăsta poate aduce venituri, dacă suntem foarte orientat. După ce vom avea acele evaluări, o să numim o comisie de negociere, formată dintre cei mai aprigi negociatori și mă uit în dreapta mea, da? Și nu, facem acea comisie de negociere. Hai să vedem unde. Și ne uităm și la misteria pe care o avem. Repet, nu stăm cu banii deloc pe rost și mai ales avem acele priorități. Noi am depus niște proiecte europene. Acolo trebuie să asigurăm cu finanțarea. Săptămâna trecută a venit vizita în teren pentru blocuri. Toate blocurile pe care noi le-am depus în proiectul de reabilitare au fost avizate favorabil. Adică delegația Ministerului Dezvoltării a fost prezentă, nu mai știu, vineri, pe miercuri, nu mai știu când, în Dărmănești, au vizitat aceste blocuri și acum suntem în faza de pregătire a documentației pentru pe contractare. Adică alea sunt niște priorități acolo. Nu ne putem lansa niște proiecte fără să avem acoperire financiară și mai ales că noi avem, așa cum am spus, acele proiecte în derulare. Cred că în perioada următoare, în imediata perioadă, se va așeza și Guvernul și avem șanse 99% să prindem proiectul pentru liceu, care înseamnă peste 200 de miliarde, la care noi trebuie să venim cofinanțare. Deci astea sunt prioritățile. Mergem și acoperim acele cofinanțări în care ne-am angajat cu ceva timp în urmă, da? Și vedem ce resurse. Și atunci, dacă proprietarul înțelege că suntem interesați, dar pe o sumă mai mică decât cea amasată, vom purta discuții. Dacă nu vom rămâne cu acest acord de principiu, deci aveți în vedere că vom analiza la modul cel mai serios și vom face, vom cântări foarte bine. Vă reamintesc că avem un acord de principiu de cumpărarea clubului și nu m-am cumpărat. Nu știu dacă este. Avem 100% acolo 4 ani. Deci asta e. Da, eu cred că ne-am rugat în discuții, haideți să mergem mai departe. Dacă îmi permiteți, vreau să vis-a-vis de acest subiect, vreau să-mi spun și o părere. Eu o să fiu mai practic. La o oră actuală sunt în față de a-mi vinde niște loc la Padalati. Prețul propus de mine n-a fost pe placul cumpărătorului. Da. Am negociat, am ajuns la 3.000 de lei prăjina. 33.000 de metri pătrați, așa înseamnă 185 de prăjini. Vorbim în suprafețele izolate. Mulțiți 185 de prăjini cu 30.000 prăjini, ați vedeți că e vreo 5 miliarde cu 500, 3.000, pardon. E vreo 5 miliarde 500 de mii la coada lacului, în care nu am niciun fel de construcție, niciun fel de amenajare. E un dâmp cu iarbă. Eu mă gândeam că domnul Vespa vinde terenul de la coada lacului și cumpăr pe terenul lor. Îl luați de pe spate. Luați-o greutate. Și-o mai și donat primării. Deci, facem o altă comparație. 4 miliarde jumate cu 5 miliarde jumate la coada lacului. Comparativ așa. Ceea ce cere băiat. Da, acolo e stagiunea turistică. Artiștii.
Vis-a-vis de ceea ce a spus dumneavoastră, domnul Marius. Baza sportivă este asta. Pe noi asta ne interesează. Apropo, domnul Mirea. Și știți că baza sportivă e asta. Dacă vine un alt cumpărător, tot ce vedeți dumneavoastră în jur, își face ce vrea eu. Stați puțin. Baza sportivă este asta. Pentru că asta este baza sportivă. Tot ce, ce e în cordon, ăla e terenul de fotbal. Aveți dreptate. Da, da. Aveți, aveți dreptate. Ăsta e terenul de fotbal. Ăsta este toată... Baza sportivă. Baza sportivă asta este. Nu e adevărat. Baza e toată. Tot, tot terenul ăla care îl vezi conține baza de fotbal. Da? Uite, cei 5, acolo unde ești tu. Nu are terenul, dar este terenul de fotbal. Da. Da? Și tot ce vedeți înconjurat e baza sportivă. Da. Deci și ce, și baza sportivă asta nu poate, terenul ăsta liber, nu poate avea altă destinație? Ba da, dar tot noi putem face un strand. Aici vreau să ajung. Niște țări de sport de sport. Aici vreau să urmează părinții. Terenul partea asta poate fi parcelată. Știm. Pentru construcții. Tot ce vine prin spate, o să merge amenajat lungul la loterie sau... Domnul Descartes, dar de ce v-ați adresați mie? Lunga lucrurilor noastră acum. Iar aici... Eu nu înțeles de ce... Stați o pic de secunde, că mă auziți acum, dacă este tare, nu mă aud. Spuneați terenul mici, de sport. Aici, nu credeți că s-ar pleta un ștran și un teren real sintetic? Din care noi să câștigăm bani? Domnule, da, e ok. Da, și aveți dreptate. Aveți dreptate. Un teren sintetic ăsta la 25.000 de euro. Asta e suma, care eu știu clar. Deci cât de vreau la terenul ăsta. La bază sportivă. Da. Haideți să mergem. Da, nu v-am acuzat de nimic. Doar am zis că bă, sport, ce probleme n-aș avea. Eu mă bucur că există interes pentru sport, sincer, mă bucur că... E cumva ca cumva scălăciunță, știi cum îl ține de toate și... Comisia de urbanism și-a dat avizul favorabil, comisia juridică la fel, comisia și atât. Trecem la voi. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. No. Proiectul de hotărâre însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de către Camera de Comun, județul Bacău, prin decizia numărul 7-1. Domnule primar? Da. Am să vă fac câteva precizări. Cred că este un element de noutate și pentru dumneavoastră. Aveți astăzi la mapă însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de Comun Bacău prin decizia 7 și decizia 82. De obicei, aceste însușiri și aceste constatări ale Camerei de Conturi nu prea ajungeau la, eu nu spun ce am trăit în mandatele anterioare, mandatul anterior, nu prea ajungeau pe masa consilierilor, ci se făcea un raport prezentat de secretarul de la vremea respectivă și așa mai departe. Eu am mers mai departe și am spus că vom da proiect de hotărâre cu însușirea acestor constatări făcute de Curtea de Conturi. Mai mult decât atât, ce aveți la mapă face referire la perioada 2013-2014, da, și sunt două decizii date de Curtea de Conturi. În mare, decizia numărul 7, a cărui proiect de hotărâre l-avem pe ordinea de zi aici, se referă în mare, spun, la modul cum a fost exploatată terenul cu vegetație forestieră, da? Proprietate a orașului Dărmănești. Și acolo au fost stabilite niște măsuri și din 2014 până prin 2016 nu s-a făcut aproape nimic. Acele măsuri ale Curții de Conturi nu au fost duse la îndeplinire sau au fost duse parțial. Drept pentru care au fost date niște termene de prelungire a acelor măsuri. În luna mai 2017, deci prima dată a mai venit Curtea de Conturi în ianuarie 2016, să verifice dacă au fost duse la îndeplinire acele măsuri și s-a constatat că nu toate acele măsuri au fost închise de primărie. S-a mai dat un termen și ca atare, vizita inspectorul de la Curtea de Conturi din mai 2017 a venit să reanalizeze acele măsuri care au fost duse la îndeplinire și sigur că acolo unde nu au fost toate măsurile duse la îndeplinire ne-au mai dat niște termene
până în, care mi se pună prin toamna anului 2017. Așa, deci mai sunt câteva măsuri. Sigur că n-am să fac referire la aceste măsuri și n-am să intru în detaliu. Cred că dumneavoastră ați citit aceste constatări detaliate ale Curții de Conturi. Sigur că sunt și niște anexe la aceste decizii și avem și niște măsuri și recomandări care au fost stabilite de Curtea de Conturi. Vreau doar să fac câteva referințe, așa, să... De exemplu, la măsura numărul 8. Deci măsura numărul 8. De la prima decizie, spune așa, referitor la respectarea prevederilor hotărârii de Guvern 85 pe 2004 pentru aprobarea regulamentului de vânzare a masei legumoase de către deținătorii de fond forestier, proprietate publică, către agenții economice. Ia uitați ce spune aici. În perioada anilor 2012-2014, UAT Dărmănești a vândut prin încredințare directă, fără a organiza licitații, la un număr de 3 operatori economici. Și numește acești operatori masă legnoasă pe picior în baza actelor de punere în valoare a autorizațiilor așa. În acest mod nu s-au respectat următoarele prevederi legale. Obligația de a atribui contractele de achiziție publică prin aplicarea procedurilor de licitație publică deschisă și cu preselecție și prin excepție procedura de negociere directă. Deci tot ce ține de partea de licitație publică a fost călcat în picioare. De, sigur, de aparatul de specialitate și de conducere de la acea vreme. Cererea de ofertă nu s-a inițiat prin publicarea în SEAP a unei invitații de participare. Autoritatea contractată nu a respectat obligația de a întocmi dosarul achiziției. Da? Deci, ce spuneam noi unii, mai vorbeam așa prin campaniile electorale, că s-a tăiat pădurea asta a Dărmăneștiului ca în codru, vin și confirmă și cei de la Curtea de Conturi și spun că nu s-a stabilit și nu s-a procedat așa cum prevedea legea. Ce am pierdut noi din treaba asta? Dând această pădure cu dedicație cui am vrut noi, sigur că s-a dat un preț mic. Pentru că dacă se făcea licitație publică, sigur prețul era mult mai mare și încasările la bugetul local erau altele. Măsura dispusă de Curtea de Conturi, respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică în relația cu operatorii economici interesați. Respectarea obligației de a atribui contractul de achiziție publică prin aplicarea procedurilor de licitație publică deschisă. Da? Deci, tot ce ține de mandatul pe care îl avem, va fi în strânsă corelație cu legislația în vigoare. Adică nu o să vedeți contracte date cui vrem noi sau nu. Ci este procedura în SEAP. Acolo noi ne dorim să obținem cel mai bun preț și suntem acum în procedură de marcăm undeva în zona Țiganca și după ce va fi terminat actul de punere în valoare, vom merge în SEAP și îmi doresc ca să obținem cele mai bune prețuri, în așa fel încât să avem alimentat bugetul local. Pentru că mai devreme discutam de achiziționarea terenului. Păi cu ceva, nu avem niciun ban. Vedem ce putem vinde de la noi, vindem pădure, vedem ce mai avem noi și poate reușim să strângem acei bani de care avem nevoie. Deci, la proiectul de hotărâre pe care la care suntem acum, avem una din acele decizii ale Curții de Conturi care analizează modul în care a fost exploatată în perioada 2012-2014 pădurea de la Dărmănești. Dacă aveți întrebări și vă rog. Dacă nu, vă rog, domnul Balaș. Vreau să vă spun că urmă Curții de Conturi în 2016 la MAFA au primit consiliere la Conturi Curții de Conturi. Eu vă spun ceea ce a fost anul trecut. Ați dat o hotărâre, un proiect de hotărâre? Proiect de hotărâre nu, dar în MAFA s-a primit de fiecare consiliere. Da? Exact ceea ce au spus. Dumneavoastră ați făcut un pic excepție de la ce a fost înainte. Da? Și la licitație s-au scos partidele. În 2016, la licitație publică, partidele de țigată, a fost în SEAP.
A fost licitație... Păi una e să fie în seară și alta e să fie în pregătire în cadrul de stat. Nu scrie, nu scrie. Mă rog. A fost licitație deschisă, cum se spune la direcția SIL. Cu strigă. Da, strigă. Da, a fost, e ok, foarte bine. Dar mai sunt și lucruri care au cert este că 2012-2014, Curtea de Conturi spune clar că acolo au fost niște dedicații. Ei chema pe cei și se făceau niște dedicații. Dar în 2016 a fost. Nu știu dacă sunt domnul colonel și dacă aveți dumneavoastră cunoștință, spuneți-mi și mie. Ne documentăm? Da. Documentăm. Și n-ați spus, dar v-ați documentat. O să vedeți și n-ați spus, dar nici noi nu le facem pe toate. Documentăm. Da, dacă mai să... Da, aici vreau să fac și o... Temperatura e... Să fac și o mențiune. Am făcut un jetul și pentru noi funcționat. Pentru că eu pe aici văd vânturi în care pe undeva este un pic atacat comunitatea în care lucrez, este un consiliu de rămânești. Ca să înțelegeți foarte bine cum se întâmplă lucrurile și este valabil numai la districtul în care îl conduc eu și la districtul lui Balaș. Deci primăria făcea o cerere pentru marcarea unei suprafețe. Aveau nevoie de revitor sau mai știu ce. În baza acelui amenajament, noi identificam suprafața respectivă, ne uitam la amenajament, vedeam ce tăiere era menționată a se executa în acel amenajament și treceam la treabă. Predam actul de punere în valoare primăriei, care primăria mai departe era treaba, problema aici ce făcea mai departe. Iar cei trei agenți respectiv, așa, nu erau autorizați de către ocolul civil pe rămâne domnule Sipa. Nu, nu, eu n-am zis de ocolul civil. Uitați, eu am zis că problema este la... aparatul de specialitate al care trebuie să organizeze licitații. O formă a cererii, pentru rămasă autorizată spre exploatare, nivelul procesului anual se stabilește din către primărie prin acele, astfel în perioada 2012-2014 UAT de Rămânești, având un masă de masă pe timp la trei beneficiari, autorizați de către ocolul Sfântului de Rămânești. A, o fi greșit de la ei. Deci, ocolul Sfântului de Rămânești, nu mai trebuie cu autorizare. Și nici cu vânzarea masă. Vedeți nivelul procentului anual, da? Deci vorbim de constituirea și utilizarea fondului de conservare și regenerare. Da? Deci, haideți să ne auzim. Ne auzim un pic? Deci, când vorbim de fondul de conservare și regenerare, trebuia dată o hotărâre a Consiliului Local cu procent. Exact. Nu s-a dat. Deci, e vina celor care au guvernat aici. Sigur că, noi, dacă vom pune înainte de a pune în aplicare APB-ul ăla și scoatem la licitație, trebuie să dăm această hotărâre. Da? Deci, nu e niciun fel de... Dar, ce este important? Că s-au înregistrat niște de reguli destul de serioase vis-a-vis de felul în care s-a exploatat. Și pot să vă mai spun că... De care o colo civil dar vreau și este străin. Nu ca să fim foarte bine străin. Eu n-am spus. Asta am văzut din material. Și mai e ceva. Mai e ceva. Să știți că, de exemplu, au fost partii scoase la vânzare cu niște prețuri de izorii. 12 lei pentru cupe. Adică, domnule, despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Și dacă ne uităm în toate documentele alea, reiese. La un moment dat, într-un an, deși s-a scos mai multe partizi, n-am reușit noi cu primăria să acoperim costul cu paza, care era, nu știu, era cu 1 miliard de bani. Deci nu e normal ca tu să gestionezi 1000 și ceva de hectare de pădure și după ce exploatezi anumite partizi, să nu reușești să acoperi măcar 1 miliardul ăla care îl plătești la pază. Dar, mă rog, au trecut, eu am datoria să vă aduc la cunoștință aceste măsuri. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu mergem mai departe. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 16 voturi. Da. Da, mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de către Camera de Conturi a județului Bacău cu decizia 88/2. Da. Haideți să vă spun, dacă în prima parte am vorbit de cum s-a vândut pădurea pe la aparținând primăriei Rămânești în ultimii, să zic, 4 ani de zile și am constatat niște neclarități. Decizia 88/2 vine și spune ce n-a făcut aparatul de specialitate a primarului. Adică, dacă aparatul de specialitate a primarului își făcea treaba, nu se întâmplau celelalte din decizia cealaltă.
Și avem aici o grămadă de nereguli constatate în perioada 2012-2014 de către Curtea de Conturi. Repet, o parte din aceste măsuri dispuse de Curtea de Conturi au fost duse la îndeplinire, o parte sunt încă în implementare până la sfârșitul lunii septembrie. Și am să vă dau câteva repere, așa ca să vă puteți, deși dumneavoastră sunt convins că le-ați citit. Referitor la executarea silită. Pentru că mai nou la modă, unii colegi ai noștri din Consiliul Local, în discuția avută cu cetățenii, spun că primarul e de vină și că a trimis somații la oameni. Și că are primarul așa o problemă cu cineva și din cauza asta. Ia uitați ce spune Curtea de Conturi. Îmi permiteți? Da. De ce nu spuneți cu nume și prenume cine este? Pe omul ăla... Eu... Sunteți convins că sunt la fel de loial și se poate loia acei informatori? Una din discuții a fost dezvoltată de fostul primar Spiridon, care a spus că am încălzit tot orașul cu fel de fel de somații și coprim ilegal făcute. Adică e un moft al meu. Ia uitați ce spune avem și de aici, dacă vă dau exemplu. Ia uitați ce spune Curtea de Conturi. Verificăm perioada 2012-2014 la punctul 1.8 referitor la executarea silită. La verificarea modului cum au fost aplicate procedurile de executare silită de către organele de executare din cadrul compartimentului de specialitate organizat în structura UAT Dărmănești, s-a constatat că entitatea nu a întreprins măsuri de executare silită, prevăzut de ordonanța de guvern numărul 92/2003. Știți ce înseamnă asta? Că am pierdut miliarde noi, nefăcând niciun fel de executare silită. Era obligație. Și în 2014, când a venit Curtea de Conturi, primul lucru pe care trebuia să-l facă conducerea de la acea vreme, să dea drumul la aceste măsuri. Știți ce a făcut? Nimic. Pentru că nu au fost duse mai departe aceste măsuri de executare silită prin prescriere. În 2016, până la preluarea mandatului de către noi, s-au pierdut 54 de miliarde de lei vechi. 54 de miliarde de lei vechi s-au pierdut până în iunie 2016. Prin prescriere. Adică ce înseamnă asta? Timp de 5 ani, organul de executare silită n-a făcut nimic. Iată-te, dacă avem, nu 54 de miliarde, dacă aveam din aia 54 de miliarde, 4 miliarde, cumpăram acea bază sportivă la care ne referim. Dar în 2016, în iunie, când am preluat mandatul, ce am constatat? Am constatat că cele 54 de miliarde s-au pierdut, dar am constatat că mai sunt 114 miliarde care nu i-am încasat. Deci pe care noi nu i-am încasat, pentru că n-am făcut nimic. Acum, nu este un moft al meu și vreau să înțeleagă cetățenii că este o obligație prevăzută prin legislația în vigoare ca noi să trimitem aceste somații, aceste înștiințări de plată, să facem formele de executare silită, poprin și așa mai departe, sechestre. Și am să vă spun și ce am făcut noi de când am venit, ca măsură, nu numai ca măsură a Curții de Conturi, ci ca obligație pe care o are aparatul de specialitatea primară. În perioada 1 ianuarie, vorbesc doar de 2017, 1 ianuarie 2017, 23 iunie 2017, la persoanele juridice am făcut 75 de somații. Valoarea somată este de 10 miliarde, mai mult de 10 miliarde și ce am încasat până acum? Aproape 1.091.055. Deci la persoane juridice. Dar ce este foarte important, acele 50 și ceva de miliarde care luau persoanele juridice la limita de prescriere, nu mai pot fi prescrise. Pentru că de acum 5 ani încolo, de la demararea formelor de executare, mai aici încă 5 ani de zi. Și aici am avut firme destul de serioase care, din Dărmănești, care aveau sume de plată și n-aveau niciun fel de treabă. Inclusiv am pus sechestre pe bunuri aparținând firmelor și au început să plătească. La persoane fizice, deci vorbim de persoane juridice, am emis în perioada asta de la 1 ianuarie 3037 de somații. 3037 de somații, de asta fostul primar spunea că am umplut orașul de somații. Suma somată este de 54.465.340.
Deci, vă dați seama, 54 de miliarde și cât credeți că am încasat până acum? 2 miliarde 512, 7, nu știu ce. Da? Deci, 54 de miliarde au fost sumați anul ăsta. Am avea o întrebare. Suma asta de 54, da. Acum, nu știu să vă dau exact, nu am în situația asta. Dacă îmi spuneți și cât sunt albi și cât sunt albi. Da. Mare parte din această sumă, noi nu trebuie să facem, noi nu trebuie să facem deosebire, căi amendă, căi impozit, căi. Noi avem obligația să sumăm. Mai mult decât atât, să știți că facem curățenie în baza de date, pentru că persoanele care au decedat și care au amenzi sunt radiate, da? Deci sunt sigur în cele 5, nu în cele 54 de miliarde. Afară de asta mai avem alte miliarde care sunt persoane, au decedat între timp, nu și-au plătit datoriile. Deci sume puteam să încasăm dacă ne făceam treaba. Iar Curtea de Conturi vine foarte clar și ne spune, nu a întreprins nicio măsură. Adică au dormit bine. Mersi fiecare pe aici unde. Și mă întorc acum și colegilor de la PSD. Vă aduceți aminte când am propus în ianuarie modificarea organigramei? Ați sărit în sus și a spus că nu, că nu știu ce. Și unii dintre noastre chiar au solicitat să mai ne ținem în funcție nu știu pe care. Oameni ineficienți care la momentul respectiv, 2012-2014, trebuia să-și facă treaba, n-au făcut nimic. Și unii dintre noastre am solicitat ca să mai ținem în continuare în funcție nu știu ce fel de șef acolo. Și n-au făcut nimic. Mă duc mai departe ca să nu mai... Aici avem gradul de implementare a măsurilor și așa mai departe. Nu mai intru în detaliu pentru că ar trebui să fiu acid la... Ar trebui să fiu acid la, în primul rând, la cei care au fost înainte aici și în al doilea rând la colegii din aparatul de specialitate a primarului. Sper că ați citit, sper că ați văzut și dacă aveți întrebări, vă stau. Așteptăm măsuri. Vă rog, președinte, vă uitați în stare. Foarte interesant expunerea dumneavoastră. Pe scurt, în formare strânsă. Sunt una dintre firmele care am primit prima dată în viața mea o somație și cu un titlu executor, că am întârziat după luna martie și nu mi-am plătut pentru primul trimestru. Da. Ori firma mea funcționează din 2005 asta și din 2001 am avut până în 2005 o altă firmă și dacă o să vă uitați în baza de date, n-am avut niciun an să nu plătesc, niciodată n-am sărit o plată, n-am plătit tot timpul. Și am fost foarte surprins, neplăcut surprins, știind că în Dărmănești funcționează 500 și nu știu câte de firme, sunt în alea foarte mari, care au învârtit chiar milioane sau sute de mii de euro și au nu știu câți ani de când nu și-au plătit și nu am auzit de o executare silită. Da. Deci, și mă lăsa să termin domnul până acolo frumos. Și încă o chestie, toate firmele din Dărmănești care dețin terenul, 100 de metri de pătrați, 1.000, 5.000, 3 metri, în afară de alea care dețin cu titlul gratuit, sunt taxate pe terenuri la nivel de categoria A. Indiferent că au utilități, că este la coada lacului, că este în margine la Plovu, sau în centrul la Dărmănești. Și atunci noi ne facem mea culpa cum să atragem investitori. Prin cele mai mari taxe care le putem aplica în Dărmănești. Și vin investitori peste noi. Da. Noi care ținem niște angajați, micile firme care țin niște angajați, suntem sufocați de fisc. Am început și primărie și m-am uitat în ședința când s-a aprobat această taxă. Și luăm într-adevăr două voturi împotrivă. Eu și cum am zis. Taxă pentru? Pentru terenul de aparținut persoanelor juridice. Da. Cu această ocazie... O creștere față de 2016? Aș vrea să vă... Nu e vorba de ședința când s-a aprobat taxa și eu totdeauna am propus, dacă vă amintiți dumneavoastră, a fost colegul meu din 2008, totdeauna am propus la nivelul de taxare cât mai scăzut pentru localnici din Dărmănești. Cu această ocazie vreau să atenționez. Poate revenim asupra prețului de taxare. Dacă chiar vrem să dezvoltăm localitatea, nu e șecmanii și pe aia pe care îi mai avem. Și nu cred că era necesar, era de ajuns
doar o atenționare. Nu. Într-adevăr, oamenii de afaceri au o treabă. Păi, dăm voie să răspund la întrebare. Vă dăm voie, dar pentru că să înțelegi. Nimeni. Da, ca să înțelegi. Eu am înțeles obiectul și vreau să răspund. Da, dar poate mai am ceva de spus. Păi da, hai să-ți răspund și spun după aia, ca să nu... Păi nu, dar am văzut cum se întâmplă. Dacă nu după rog, așa, spune. V-am doar să vă atenționez că s-a mai întâmplat, cum nu și-a terminat de prezentat situația și în urmă deja au început alte... Da, în fapt, acum oricum ați bulversat subiectul. Ai uitat ideea. Nu, n-am uitat. Vreau doar să închei vedoarea asta. Mulțumesc frumos. Deci, în primul rând, faptul că toate firmele au primit acele înștiințări de plată, este nu toate, corelat. Nu toate, atenție! Toate firmele din Dărmănești au primit înștiințări de plată, cele care nu și-au plătit, cele care și-au plătit. Știu o firmă care nu a primit, domnule. Eu chiar te rog să-mi dai, dacă știi, pentru că eu am dispus ca toate firmele din Dărmănești să primească acele înștiințări de plată care sunt prevăzute în codul fiscal. În codul fiscal, primăria are obligația să informeze atât persoane fizice, cât și persoane juridice cu ce datorii au de plată, în evidență. Nu este o jignire. În orice localitate normală, la începutul anului, se trimite și mi se pare normal desfășurat ce datorii ai față de primărie. La începutul anului, da? Atenție! În codul fiscal spune că primul trimestru se încheie la, da? Primate sau la 31 martie. Tot ce nu s-a achitat până la data respectivă intră în majorări, penalități și așa mai departe. Obligația noastră prevăzută în codul fiscal este ca noi să somăm persoana respectivă și să-i spunem, domnule, vezi că nu ți-a achitat prima parte, cât îi are, cât o fi are. Da? Pentru că avem și situații în care agentul economic sau persoana fizică vine și ne spune, n-am știut. Îmi mai calculat dobânzi majorări, n-am știut. Nu. Deci tot ceea ce se întreprindere la compartimentul ăsta de executări simte, este în strictă corelație cu legislația în vigoare. Deci, ai primit acea somație, da? Iar după 15 zile vei a primi și poprire, dacă nu se achită sumele. Așa scrie codul fiscal, noi nu facem altceva. Doi, legat de acele taxe pe care mi-ai amintit că voi ați fost împotrivă, taxele la nivelul 2017 sunt identice cu cele din 2016. Adică noi nu am crescut acele taxe. Putem mai mult decât asta. Când se creionează bugetul, există o hotărâre de guvern care îmi spune mie unde să mă duc. Nu-mi dă voie să scad, pentru că la un moment dat, dacă eu vin, haideți să facem gratis la persoanele mici. Dom'le, se creionează bugetul. Uitați-vă un pic în legea bugetului de stat ce spune acolo. Îmi spune că am dreptul să cresc până la nu știu cât la sută. Nu facem populisme, că la un moment dat noi astăzi... Fănică, citește, te rog, legea și o să vezi atunci și găsești răspunsul. Pentru că noi astăzi, de exemplu, suntem neacoperiți cu salariile, datorită acelei creșteri din februarie dată de guvern. Deci guvernul a venit și a dat acea creștere cu 20%, da? În care și noi nu avem... Și deci nu și avem... Să ne și mai atenție, nu avem resursă financiară suficientă anul ăsta și știți ce ne-a spus nouul guvernul? Ne-a spus creșteți taxele, impozitele, ce aveți mai acolo. Sau dați afară din angajați. În condițiile în care noi avem în organigram 130 de oameni și avem efectiv angajați 97. Adică nici în condițiile astea. Deci treaba că am face noi un abuz că am trimis acea informare nu stă în picioare pentru că este legislație. Iar taxele și impozitele n-au crescut. Din contra, noi le-am lăsat la nivelul 2020. Aș vrea să ne prezentați și acele firme care au fost executate sigur. Deci, am să vă spun de exemplu. Astăzi avem trei sechestre. Da. Ceea ce nu s-a întâmplat în istoria primăriei Dărmănești, n-au avut nici știau ăștia să facă sechestre. Este vorba de chip și ir, de spălătoria de aici pentru o datorie de vreo 700 de milioane și este sechestru pus de primărie și dacă nu, și-au făcut-o eșalonare, dacă nu achitea, deci omul funcționează. Am pus sechestru noi și dacă nu-și plătesc acele rate, scoatem la vânzare. El funcționează, nu am treabă. Este vorba de firma cu rulote de la Caperlandul, care avea de plată la noi tot așa 600-700 de milioane și care nimeni n-a făcut nimic, absolut nimic. Am făcut toate formele de executare silită și suntem la sechestru acum și a venit greșea de omul și a dat 100 de milioane
și și-a făcut o eșalonare și în fiecare lună vine cu 50 de milioane să-și achite, iar în condițiile în care nu se ține de eșalonare, i-am scos la vânzare. Și este vorba de Blue Aroma, din ce mi-aduc eu aminte. Blue Aroma este firma unui italian la capul dealului acolo, care are și la nu știu câte sute de milioane și care nimeni n-a făcut nimic, da? Și suntem cu sechestru și acolo, plus că venim, blocăm contul și așa mai departe. Deci, cele trei, ți-am dat exemplu, acum făcute recent. E o procedură pe care trebuie să o parcurgem cu respectarea legii. Da? Și nu, chiar nu avem nimic. Iar eu am cerut ca toate firmele din Dărmănești care au datorii să fie științate, să știe, eu ne fac o eșalonare. Sunt altfel înștiințate. Deci sunt înștiințate, sunt somate, sunt oprite, sunt executate. Astea sunt formele de executare prevăzute de lege. Dar, spre exemplu, poprile pe salarii, da, la contribuabil. Dacă societatea trimite mail la primărie că nu mai lucrează, se ține contract... Bun, vă dați seama că în condițiile în care trimite mail, cred că ești în situația asta, nu? Da. Da. Deci, pe persoanele fizice, noi verificăm baza de date să vedem dacă acele persoane fizice care au datorii la noi nu și-au plătit datoriile, vedem unde lucrează, da? Deci avem inclusiv din aparatul de specialitate a primară. Adică oameni care lucrează la primărie aveau zeci de milioane datorii, îmi plătea nimeni și noi le plăteam salariul. Da? Deci noi fiecare nu îmi salariul și aveau milioane datorii la primărie și nimeni nu s-a luat de ei. Trimitem acele înștiințări pe la firme, dacă persoana respectivă nu mai lucrează la firmă, primim adrese de la firmă și sigur și vedem formele de executare mai departe. Deci nu este un mod de meu, este o măsură a Curții de Conturi, este obligația noastră, a fost obligație și pentru cei care au fost înaintea noastră aici și n-au făcut nimic. Eu am raportat pe mine situația salariată, s-a ținut cont, adică nu trebuia oficială, trebuie sigur. Să... Adică... Sigur, cineva gestionează treaba. Mergem mai departe, domnul președinte. Da, domnul primar, dar înainte vreau să... Vreau să continui subiectul cu care am început. Uneori mai aruncați așa pe cetă de Consiliu că anumiți consilieri nu sunt tocmai loiali față de noastră. Nu trebuie să fie loiali față de mine, față de Dărmănește. În momentul în care faceți aceste afirmații, că este clar că nimeni nu se duce spre partea dreaptă. Se gândește la noi partea stângă. Nu e nevoie. Domnul primar, nu cred eu că se duce cineva să spună că domnul, nu știu care, din alte... discută despre dumneavoastră. Și vreți să fiu mai transparent. Da, vreau să fiți transparent, să spuneți cu lumea. Deci lume, cu acordul dumneavoastră, eu n-aș vrea să vin în detaliu. Nu mai sunteți în alianță? Cum? Nu mai sunteți în alianță? A fost. Nu știu că e o alianță. Știți miliarde de așa. Știți greșe. Dacă... Dar voi nu sunteți în alianță? Dacă considerați că e un se intrământ de tare, nu putem intra în desare, dar nu cred că e. Nu, da, fiecare, domnul Ciba, eu vă spun fiecare în fiecare știe ce a spus. Sunt binevoitori fără dumneavoastră care vin și spune, bă, doamnă, vreau să mă altesc ca primar, câte vă spun, nu știu cu cine spune. Da, nu, dar dau un exemplu. Păi dumneavoastră, chinesc ar fi să-mi spuneți, să-mi spuneți, ca să fiu scopul adevărat. Iar eu, vis-a-vis de consilierii PSD, toate proiectele de hotărâre pe care le-ați avut de la ființarea acestui consiliu, în afară de cele în care am hotărât să votați împotrivă. Să votăm împotrivă, au trecut toate. Nu cred că v-am obturat. Loialitatea față de Dărmănește, nu față de tine, că nu vă cer asta. Și cred că vreau să fie PSD, vor să faceți treabă de Dărmănești. Și chiar cu doriți. Facem. Haideți să supunem la vot. Da, cine este pentru? Însușirea... Pentru ce? Suntem la 5 cu 10. Așa. Proiectul trebuie în însușirea de cadra de contul de Dumnezeu prin decizia 88/2. Asta este. E să te spulțurim? Foarte. Vă lăsați-o ca să fie barabara. Bă, votați. Cine este pentru? Împotrivă se abține cineva, unanimitate de asta și aici votul. Bravo. Deci alianța funcționează, nu se înțeleg. Alianța asta. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale a sectorului de piață, terasă, oată, Bărbănești, județul Bacău, domnule primar, vă rog. Da. Eu am vorbit mult până și am să încerc să fiu mai scurt. Pentru că mă mai, să zic, păstrești pentru diverse. Legat de autorizațiile de funcție. Nu o să știți normal, așa că am resurse pentru o faceți cu urmă. Nevorbite. Da, nevorbite. Da. Legat de autorizațiile de funcționare, nu aveam un regulament
bine pus la punct, era un regulament piscăpări, nu înseamnă că ăsta este la tot cuprinzător și cel mai bun, dar le putem completa. Deci este un regulament pentru a reglementa emiterea autorizațiilor de funcționare și ce mai avem noi acolo și ce niște sancțiuni, ce se întâmplă dacă omul uită să-și scoată autorizație de funcționare. De exemplu, la începutul anului, cred că cei care au firme au primit acea înștiințare că trebuie să depună documentația. Deci avem autorizațiile de funcționare sunt valabile până la 31 decembrie a fiecărui an. În perioada 1 ianuarie fiecare nu se întâmplă nimic, fiecare vine și depune acele documentații, da, emitem autorizația, sunt reglementate. Ce amenzi în cazul în care nu... Nu e bine până la 31 decembrie. De ce? E bine și nu e bine. Fiindcă până 2 ianuarie toată lumea este în ilegalitate. Ori dacă ai o unitate în care o deschizi la ora de la 2 ani, nu știu, la ora... Deci 31 decembrie ne suntem la serviciu și se poate cere un acord de suntem la 11, domnișoară, suntem la 11, 31 decembrie. 30? Ascultați-vă. Și în decembrie e o lună când nu se scoate. Luna, deci luna... Părerea mea era, cum a fost înainte de o... sau măcar să dea o dată fixă, luna februarie. Dar nu-i bine 31 decembrie. 31 decembrie, vorbim de alt calendaristic, adică cel care are firmă știe că expiră pe 31 decembrie și se gestionează în luna decembrie, vine și depune documentația. Care e problema? Când mergem un acord de principiu, este autorizare. Sigur, deci ești în curs de autorizare, nu înseamnă că cineva are ceva. Nu amendează nimeni în luna ianuarie, pentru că există acordul de principiu. Da, deci, din punctul meu de vedere, toți cei care doresc să intre în legalitate, vin și depun... Domnul Deacă. Mulțumesc. Poate nu se întâmplă cu scripță de cauză și atunci îmi cer scuze, dar dacă nu e așa, atunci ar trebui modificat propunerea de articolul 18. Avem activitate de comercializare a băuturilor alcoolice și produselor din tutun este interzisă tinerilor sub 18 ani. Dacă există o specificare undeva referitoare la unitățile de învățământ și distanța de la unitățile de învățământ până la unități la care se poate... Deci înainte de 17. Dar noi... Poate de nou. Da, dar nu spune și... Comercializarea și spune deci spune așa, în incinta și apropierea unităților de învățământ de toate gradurile. Asta e. Curțile acestea, nu știu ce. În apropiere e... Undeva e repet, poate să zic, și îmi cer scuze dacă... Dar, cum știu eu, era o distanță minimă. Este. Dar, cum 47 alineatul 1, litera L. Unde? Dar și acordul de vechi, nu, acordul de vechi, nu, 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 50 de vede. Da. 20. Multe unități ar trebui închise în de deci, unitățile de alimentație publică care funcționează în regim de bar de noapte, discoteca, sunt obligate să asigure ordinea spațiilor publice și cele de centrate florați de 50 de metri de la ușa de acces. Prin personal specializat, angajat, nu știu ce și ce mai are acolo. Dar și acolo unde spune doamna secretar, când ăla își face bar, el trebuie să aibă stânga-dreapta acordul vecinilor. Ori dacă stânga e școala, nu are ce discuta acolo. Avem care eu sunt convins că toată lumea de aici a înțeles ce vreau să spun. Eu am înțeles destul de bine, am încercat să acoperim, prin acest regulament situațiile posibile. V-am spus, nu e cel mai complet, dar dacă vă rog, Antoan, deci, mi s-a trimis materialul, l-am parte, deci l-am studiat în mare. Ce am găsit eu că n-ar suna bine? Da. Scrie unde trebuie să spunem cu excepția. Nu se amplasează unități de desfășurare, de facerea băuturilor acolo, în zona școlilor? Da. Niciodată. Dar noi avem o piațetă aici unde organizăm zilele Crăciunului, zilele Paștelui. Și atunci venim cu o tonetă lângă zidul școlii, unde dăm o cană de vin fiert, îl arestăm până la ce-i face. Adică trebuie scris cu excepție. Îl putem muta cu piață, cu caraba, mai încă o parte aia. Tot nu știu de ce. Cu excepția liberală. Dacă se emite un acord, vedeți că aici undeva scrie și provizorat, un acord de principiu, provizorat altceva. Nu e
Și mai e un articol aici, unde scrie la punctul 20... Articolul spuneți, exact. 20 cu 4. Aici alinia cu 4. Da. Ați văzut că trei articole. Deci bătăie la ajutele de voturi. 34. La 34 punctul eu îmi spune... Privărarea listei publice între ore 22 și 8 și 13 faci. Deci la... Da. La 13, 14, decât de orice persoană, cu vocea de zgomot, de larmă. Păi, prin legea 61 dată, nu este inventată de noi. Am înțeles. Păi înseamnă că nu mai e în centru. Nu avem niciodată să facem fără încuvintarea de există. Atenție! Noi ne noi ne adresăm aici persoanelor politice sau persoanelor juridice, care, societăți care desfășoară activitate. Dom'le, dacă discutăm de autoritatea publică locală, că e, eu știu, organizează un eveniment, atenție, regulamentul ăsta nu e pentru autoritatea publică, adică vine autoritatea publică și organizează un concert în ceva. Și dacă noi îl dăm după semnături pe la mijlocul care, dăm dovadă, dăm dovadă, da? Dacă nu organizăm concert în fiecare săptămână pe acolo la munci, aici și sunt, dar și duminică. Ăla este agent economic care organizează nunta respectivă și el trebuie să respecte, da? Pentru că am avut și caz concret, am avut niște reclamații la ANE, cetățenii din jur de acolo, zic, domnule, nu se poate, avea muzica foarte tare, îi ținea pe aia la fiecare nuntă, treci până dimineața, până la tot boiești pe tot, da? Și am avut niște discuții acolo și și-am luat o măsură de izolare și ce mai făcut treabă, da, muzica nu încerc. Dar nu încerc, nu, adică nu are rost să confundăm autoritatea publică. Organizăm un eveniment, o sebare și un oraș, da, dar este adresat, atenție, acest regulament este adresat agenților economici, nu vorbim de autoritate publică, aici le amestecăm. Cei care fac activități de comercializare și activități de piață, noi adică e ca și cum noi ne dăm amendă nouă, cam așa. Nu, 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 autoritatea publică, care... Iar noi în momentul în care organizăm, noi în momentul în care organizăm trebuie să asta, obligația noastră este să ne adresăm către, eu știu, poliție, jandarmerie, ca să fie asigurat că oricine e nici ceva de mine. Domnul Pădurariu. Articolul 20.2. Ați spus pentru discoteci cluburi, da? Și da? Nu mai jos. Pentru solicitați persoane fizice, nu, și din articolul de la cap la cap, și eu interpretăm așa cum scrie el, cum vrea. Da. Pentru solicitați persoane fizice, persoane juridice, care organizează manifestări artistice, competiții sportive sau oferte de activitate, distractive cu caracter permanent sau ocazional, orarul de funcționare poate depăși ora 2, în condiții respectării normelor legale, privind înșașurile publice. Punct. Trecem la 2. Solicitantul va depune o notificare. Dar dacă eu i-am dat autorizație de funcționare și profil de activitate, el are activitate permanente. În orarul de funcționare, i-am spus, domnule, funcționez de la ora când poate depășesc ora 22, cu excepții, da? Și să înțeleg, funcționez până la ora 24. Deci. Pentru ce să merg eu? Eu vorbesc de permanent, că aici a spus caracter permanent. Nu are ce căuta pe caracterul permanent, caracterul sezonier. Cel care vine și organizează un concert aici în piață, este sezonier, da, să meargă ca să fie menținut prin liniștea publică. Dar unul care face permanent aceeași activitate, pentru ce se adreseze poliției? Deci să scoate caracterul permanent, da. Nu? Scoate da. Caracterul da. Permanent. Dar nu are logică. Deci ăsta e permanent. O vină dumneavoastră, i-a dat autorizații funcționare. Zice, că un X, nu vreau să dau, nu vreau să dau nimic. Până omul funcționează, este permanent desfășoară activitatea asta. De ce să mai vină la poliție? Scoate permanentul și rămâne ocazional. E că, așa? Organizează manifestări artistice, nu face permanent. Exact. Deci va fi scos caracterul permanent și va rămâne ocazional. Exact. Și aia cu solicitantul la sfântul aliniat. Nu, aia trebuie scoasă. Și a sușit doamna secretar. Nu. Eu vreau, acum și organizez, eu și eu aprobare pe un concurs de 2 zile. Da, aduc Irina lor în piață. Vreau să dau un spectacol. Atunci eu trebuie să mă adresez poliției locale. Da. Dă un aviz de principiu. Da. Eu am modificat deja din comisii somers. Ia asta.
Deci este opera, la acest regulament, opera, doamne secretar, în bucurță de 90%, eu am văzut două trei cu regulamentul, da? Și ea, înainte de ședință, aștepta să ia primul nomin de la acest regulament. Da, pentru că deja... Articolul 26, domnul 26. Da. Și trebuie să l-am modificat. Deci știm că suntem doi acum aici și suntem de vorbă, noi am doi. Eu citesc aici și vă spun, domnule, ca să poți funcționa, vor fi în fața următoarelor documente, autorizații, documente și după aceea vine al doilea alineat. Eticheta cu numele societății. Poziția ocupată. Dacă dumneavoastră e o explicație, eu... Eu aș vrea pe doamna secretar, ce-a gândit ea când a scris asta? Cum ai zis? Da, eticheta, da, da, nu ce gândesc eu. Se poate înțelege și X și Y ceea ce vreau eu. Când spun eticheta cu numele societății. Da. Discutam despre produsele proprii. Bun. Date către vânzare. Am menționat lucrul ăsta că ați fost în pe comisii. Poziția deci eticheta, poziția ocupată, cei care au produse proprii, au un registru pe care le înregistrează. În momentul ăla scrie pe etichetă SC Soarele meu, poziția 2, miere de albine. Registru cu tare de tare. Da. Poziția 66. Deci e corect ce spuneți. Dar trebuie deci, să mențină... Așa. Facem, eu mi-am pus completarea deja din comisie și rămâne adică, să discutăm și în plen. Ați văzut și cred că vom mai reveni cu niște modificări aici, pentru că acel brand fabricat în Dărmănești se pare că e pe drumul cel bun, da, și cu siguranță, dacă mai e nevoie legat de eticheta domnului secretar, poate să mai... Da? Mai aveți și alte... Eticheta cu eticheta, poziția. Bun. Mai e cineva care vrea să-i poate discuție? Deci cu completările făcute, supun la vot. Deci supun la vot proiectul de ordine, proiectul de ordine, organizare și desfășurare activitățile comerciale și jurile viață pe raza oată germană. Cine este pe? Împotrivă se abține cineva? Domnul Chiu, că vă abțineți? Da, nu, am zis că mă ne-a zis. 16 voturi pentru, regulamentul a fost aprobat. Și ultimul. Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin interzițare directă a unui teren din domeniul privat a oată Dărmănești, la față din 204 comunități din Patras, situat în strada care a valea drumului. Domnule primar, vă rog. Da. Am să fac câteva precizări. Din punctul meu de vedere, putea fi făcut această concesiune fără să mai trece prin Consiliul Local. Este vorba de terenul, dacă să fim legal și transparent, am ales varianta Consiliului Local, este vorba de terenul de la Pontoar, de sub Pontoar. Ce s-a întâmplat acolo? Cu ceva ani în urmă, prin 2012, acel teren a fost concesionat prin hotărâre de Consiliu și prin licitație firmei pe care o are Costica Gabi, Camil. Deci acolo a fost un lot de, cred că vreo 4.000 de metri pătrați, dați lui Camil. Avem contractul, mai mult, avem contractul de concesiune încheiat în data de 18.04.2006. Deci acolo au fost dați în jur de 4.000 de metri pătrați. Pe acest teren, sau pe o parte din acest teren, Costica Gabi construiește acel bar care e la strada principală. În 2000, cu piscină ce are el acolo, în 2013 sau în 2012, nu știu când, vinde clădirile de pe acel teren. Terenul pe care a fost construită piscina aia are suprafața de 1248 de metri. Deci în 2012 vinde prin notariat, clădirile. În legea 50 spune foarte clar că odată ce a vândut clădirile, noul proprietar are dreptul la concesiunea de dedesubt. Adică nu mai venim, scoatem noi la licitație să... Dar ce s-a întâmplat în 2012, 2013, atunci e o nebuloasă. Pentru că în baza contractului de vânzare-cumpărare făcut la notariat, SC Camry vine și solicită scăderea din evidența primăriei, din 4.000 de metri, suprafața de 1248 de metri. Și s-a operat treaba asta. Deci, Camil a rămas cu cât a rămas el? 2800 și ceva.
Și urma ca noua firmă care a cumpărat, sau persoana fizică care a cumpărat, deci persoana fizică, Micul George, care a cumpărat acele clădiri, să își facă demersurile pentru a intra și în posesia terenului de sub... Da, să preia concesiunea de la acest camion. Au făcut ei o dezmembrare, ce au făcut acolo, s-au făcut acte notariale, bun. Cert este că acest Micul George nu mai apare la primărie, la impozite cu plata terenului. El își plătea bine frumos numai clădiri. Și sigur că noi ne-am sesizat nu neapărat în urma curții de conturi, ci în urma inventarierii bunurilor care aduc venituri la primărie, da? Am zis, domnule, ia să vedem noi ce acolo. Și l-am luat pe Costică, pe Camille. Și Camille a zis, domnule, îmi pare rău, eu în 2012, la sfârșit în 2013, atunci eu m-am dus frumos, am făcut cerere de scădere pentru că am vândut. Deci trebuia dumneavoastră să impuneți pe nou proprietar. Și am întrebat la colegele noastre care au început să fugă din colț în colț și să spună că au uitat total și că nu au, nu le mai ajută memoria vis-a-vis de ce s-a întâmplat acolo. L-am chemat pe acest nou proprietar și i-am făcut un calcul din 2013 până la zi. Plata chiriei concesiunii pe teren, pentru că omul s-a folosit de terenul ăla. Adică că nu am luat noi banii din cauza lipsei de reacția noastră. Și colegele noastre de la impozite și taxe trebuia să vadă la sfârșitul anului. Dom'le, stai un pic, nu mă închid, am 4.000 de metri, am scăzut pe camere la 2.800, dar ce s-a întâmplat cu diferența? De ce nu încasez acolo? Și toată lumea a închis ochii și a mers bine, mersi, până în 2016. În 2016 am făcut o analiză, omul a avut de plată, nu mai știu cât, vreo 80 de milioane, 100 de milioane, a venit omul și și-a plătit acest nimbu. Suma din 2013 și până acum, pentru că el intra sub incidența acelei hotărâri de Consiliul Local de ocupare abuzivă și și-a plătit omul toată treaba și a zis, dom'le, dacă tot a mai dat 100 de milioane sau cât a dat la primărie, măcar faceți un contract de, adică să intre în legalitate. Pe legea 50 noi puteam să-i facem și pe ocupare abuzivă direct acel contract. Doar la secretarea a zis, dom'le, vreau să fiu și mai, pentru că știți de ce e așa de atentă, că s-a modificat legea 215 și fiecare răspunde, mai răspunde numai primarul, fiecare răspunde pentru ceea ce face. Și până acum, dacă nu o nara decât primarul de responsabilități, în felul ăsta am ajuns cu acest proiect de hotărâre, da? Și noi legalizăm în urma acestei hotărâri, va trebui să încheie contract de concesiune între... Nu își cumpără că... Noi nu avem de vânzare. Deci noi nu avem de vânzare. Poate e vrea, dar noi nu avem de vânzare. Pentru că s-a constatat că în fiecare an, dacă încasăm o chirie, e mai eficient decât a vinde și la revedere. O să vină nepoții după noi și o să zică, domnule, au vândut toate. Noi încercăm, vedeți că avem intenții de a mai cumpăra ceva, de a lua baza sportivă, de a lua ce mai luăm. Nu, nu vrem să vinem cu siguranță. Deci despre asta este vorba. Deci la ora asta este achitat, unul și-a plătit. Întrebări. Care este urgența pentru care am primit pe mail acest proiect și n-a apărut în prima invitație, da. Și a apărut acum. Că dacă e ceva care ține de omul trebuie să prezinte în bancă sau undeva să gireze cu asta, pot înțelege urgența asta sau... Că vorbisem... Vă spun eu despre ce... trebuie să primim documentele... Vă spun eu despre ce este vorba. În principiu, eu am solicitat colegilor noștri să aplice hotărârea de Consiliul Local cu ocuparea abuzivă, care nu era nevoie să trecem prin Consiliul Local această concesiune, pentru că ocuparea abuzivă are niște pași acolo care au fost parcurși, adică omul recunoscut că a ocupat abuziv, a făcut un proces verbal cu arhitectul șef, a recunoscut sumele, a parcurs toți în pași. Și a spus, domnule, nu mai e nevoie să intrăm în Consiliul Local. E deținătorul legal al terenurilor, pentru că, repet, s-a modificat 215 și doamna secretară a zis că nu semnează, că e frică să semneze. A zis, domnule, eu întrerup pe ordinea de zi. Dar nu mai erau cele 5 zile. De aia s-a suplimentat și mai mult decât atât, acești proprietari am înțeles că pleacă din țară. Și am zis, domnule, până vă gândiți voi să semnați și ce mai faceți, păi noi o să plecăm din țară. Și o să vedeți voi pe cine mai căutați ca să
încheie contract. Nu știu, nu știu de dar, dar vor pleca din țară, perioada următoare. Da, dar am zis, bine măi, hai, uite ca să fim și mai legal, intră după ordinea de zi, vom avea o discuție cu colegii, nu e absolut nimic, niciun fel de treabă. Ok, mulțumesc. Da. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă se abține ceva? Acum știți ce era frumos? Că avea să-ți fost împotrivă. Pentru că, nu, gândiți-vă la situația în care omul ăla a făcut o investiție acolo și consiliul local zice nu. Pura. Ce faci cu el acolo? Nu curși pe ăla sau nu faci? Sau în condițiile în care făceam o licitație publică și se mai trăgeau doi care vor să... Și vă mulțumim când ați adus bani la consiliul. Da. Ultimul. Divers. Divers. Pauză sau mergem mai departe? Nu, nu, pauză. Pauză, 5 minute pauză, după care, o să vă prezint eu câteva lucruri pe care cred că sunt importante să le știți, după care îl avem pe domnul Afedre, care are o problemă, dar după nu acum, da? Are o problemă pe care vrea să o aducă la cunoștința. Putem să mai stăm câteva minute, să ne ascultăm domnul Dumnezeu. După pauză. Și mai este domnul Pătrașcu, care ar avea și dumnealui de pietă la ușă. Da, e la ușă. Da, deci luăm 5 minute pauză, da? 5 minute pauză, după care... Da. Vreau să vă fac câteva... Vreau să vă fac câteva informări legate de ce s-a făcut de la ultima ședință și până, și până acum, da? Deci, în primul rând, amintesc cele trei poduri pe care le-am reabilitat și sper că le-ați văzut și dumneavoastră. Este vorba de podul peste Uz la Sălătul, pe zona familiei Cratu, podul de la Chitici, deci peste Părâiul Chitici, de la, tot de la Sălătul, și podul de la Părâiul Boiștea de pe strada Energiei. Deci am reabilitat cu resurse de la primărie cele trei poduri. La cred că de peste 30 de ani nu s-a intervenit la acele poduri de loc. Vreau să vă spun că am început etapa a doua la rigolele de pe strada Chimiei. Am semnat contractul săptămâna trecută parcă. În jur de 400 de metri liniari de rigolă betonată vor fi făcuți pe strada Chimiei. Vom face cele două subtraversări, intersecției Chimiei cu Poiană și intersecției Chimiei cu strada Nemira. Sunt două subtraversări acolo pe care trebuie neapărat să le facem. Și mai mult decât atât, vom face tot pe Chimiei stânga, sens de mers înspre Cluj, acolo unde a fost un cămin care prelua apele pluviale și acolo, da. Vom veni cu un tronson de șans betonat, prelungirea șansului care e acum, până undeva în zona familiei Ardeleanu. Acolo este un colector care duce în conducta aia de omii. Deci lucrările sunt în derulare, sper în iulie să fie închise. Am demarat procedura în sistemul electronic de achiziții publice pentru asfaltarea unui kilometru de drum, așa cum îl avem noi, reabilitarea unui kilometru de drum asfaltat. Am făcut mai multe simulări, mi-am rezervat, să zic așa, dreptul de a alege, privind oportunitatea, care este tronsonul de drum pe care vom interveni. Oportunitatea a decis, să zic așa, este vorba de drumul de la Sălătrup, de la Pod, de la Bracu și până sub Baraj. Să știți că acel drum este cel mai jam drum fost asfaltat din Dărmănești. Sunt 1095 de metri liniari. Am făcut diverse simulări să vedem cam ce nevoie de resursă financiară avem. Cei 3 miliarde pe care noi îi aveam alocați, 300.000 de lei noi, nu acopereau în mare măsură suprafața necesară. Am hotărât ca o parte din lucrări să le facem noi cu resurse de la primărie și totuși să ne încadrăm în cei 300.000 de lei. Astfel, la momentul ăsta, suntem cu utilaje de la primărie și decopertăm tot ce ține de partea de acostamente. A rezultat o grămadă de pământ și sunt, cred că, nu știu, 20-30 de camioane de pământ pe care trebuie să-l depărtăm de acolo. Tot cu resurse de la noi vom
decoperta anumite porțiuni de beton care sunt ridicate și nu corespund din punct de vedere tehnic. Tot noi vom căra piatră spartă, balast, vedem ce facem acolo și vom cilindra zonele decopertate, în așa fel încât constructorul să acopere cu geogrill undeva în jur de 50% din suprafața drumului. Propunerea era pentru întreaga suprafață de drum, dar nu avem sub nicio formă resursa financiară, și să turnăm un cuvor de asfalt cu o lățime de 5 metri, nu 5 metri și jumătate cât are drum. Deci, reducând jumătatea de metru stânga-dreapta și mergând cu lucrările pe care le-am amintit, reușim să ne încadrăm în cele 300.000 de lei. În timpul ședinței de Consiliu, nu știu dacă ați observat, a venit doamna secretar cu niște documente, de fapt era contractul de execuție a lucrărilor, l-am semnat, câștigător în SEAP a fost Brustrans, nu știu, de la Bacău. Este cea mai bună plătă. Vreau să vă spun, pentru porțiunea asta de drum, am văzut și 600.000 de lei, și 700.000 și 500.000, am avut tot o ofertă mai mare. În luna iulie avem termen de asfaltare a drumului respectiv. 3 iulie începe. Pe 3 iulie începe și... Da. Vreau să merg mai departe și să vă informez că în zona romilor, Șatrei, am reabilitat în jur de 800 de metri liniari de albii a râului Uz. Am avut închiriat un buldozer de la Hidroconstrucția și cu un utilaj de mare tonaj am deviat uzul, cei care ați fost acolo poate ați văzut, și am reabilitat, așa cum spuneam, cu un dig de protecție mai mult de 800 de metri liniari. Pentru că apa era în temelia caselor. La o primă viitură mai mare erau probleme acolo. Vreau să vă spun că am declanșat etapa a doua a cadastrului general. Suntem la momentul de față pe închiderea primei etape, cele 1400 de imobile cadastrate în cursul anului trecut au fost depuse la OCPI. Sunt câteva mici corecții care sunt acum pe ultima 100 de metri OCPI-ul, cu anumiți proprietari care la momentul respectiv nu au venit să-și aducă apele. Spuneam că suntem în faza de declanșare a celei de-a doua etape. Am stabilit în jur de 1600 de imobile care vor fi cadastrate în etapa a doua. Sper că după întoarcerea mea de la Bruxelles să semnez contractul cu OCPI-ul. Vineri am transmis baza de date și noua sectorizare la OCPI. Așteptăm ridicarea în portalul ANCPI pentru a putea încheia contractul cu OCPI noi. În momentul în care vor apărea în portalul ANCPI acele sectoare, zone sectorizate de noi, putem încheia contractul OCPI și după care să scoatem în SEAP să facem noi achiziția publică. În principiu am recomandat sectoare care țin de, sau cumva sunt legate geografic de vechile sectoare cadastrate anul trecut, să avem o continuitate. Vom ataca în premieră plopul pe zona de drum roșu, pe acolo tot ce avem noi, până la limita cu Comăneștiu. Sunt acolo, nu știu, 300-400 de sectoare. Vom interveni în zona drumului național, în spate la Peco, pe la Chetănuș, acolo, ce avem proprietățile noastre. Sigur, continuăm cu Dălucean și așa mai departe. Rugămintea mea este luna iulie să vă implicați și în altă calitate de consilier în transmiterea informației. Vom avea acele întâlniri cu cetățenii ca să fim foarte eficienți. Deci ne vom întâlni din nou cu cetățenii în cartier, cu firma care va câștiga lucrarea respectivă, și vom stabili zile. Termenul e foarte, foarte strâns și cei care nu sunt prezenți în teren, practic, pierd șansa asta. Deci, întâlnire în teren, ce documente trebuie să stabilite, cu ce documente trebuie să vină oamenii în teren și, foarte important, ziua, pentru că noi vom avea un calendar. De exemplu, astăzi suntem la drumul roșu, nu știu unde, sau, da? Și fiecare să știe clar. Aș dori ca în asta, în calitate de consilier, în măsura posibilităților, să participați la acele întâlniri cu cetățenii în cartier. Și mai mult decât atât, vrem să stabilim o procedură de lucru foarte clară pe care o să
o primiți și dumneavoastră, să știți care sunt etapele. Când transmiteți o informație la cetățeni, să fie la toți la fel. Deci undeva, prima parte a lunii, cred că 5-6 iulie, trebuie să încheiem acest contract și lucrurile se meargă foarte bine. Deci măsurători pot să facem doar, putem face doar în luna iulie și în luna august. Cei care nu au fost în perioada asta au pierdut șansa. Am să vă amintesc un pic de raportul de activitate a consilierilor și cred că doamna secretar a ținut legătura cu dumneavoastră. Aveți obligația în baza legii 215 să întâlniți acel raport de activitate. Rugămintea mea este ca acel raport de activitate să fie însușit de dumneavoastră, pentru că îl vom posta pe site-ul primăriei și ce ați scris acolo va vedea întreaga comunitate și de asta vă rog datele să fie certe, clare și cumva, doamna secretar, dacă doriți, vă dă și un schelet. Ce trebuie să abordați? Nu vorbim, vorbește acolo, ci lucruri certe care să fie, nici să nu intrăm în polemică cu ceilalți colegi, nici cu cetățenii, niște lucruri care țin de activitatea dumneavoastră. Vă mai informez că am plombat 85% din străzile pe care noi am considerat că le trebuie plombate. Am cumpărat 15 tone de asfalt rece și mai avem de plombat în zona Sălătuc câțiva metri pătrați. N-am mai avut bani cu ce să cumpărăm încă o mașină de asfalt rece. Sper în perioada următoare să putem să cumpărăm și să finalizăm acolo. Și sunt zone în care soluția de plombat nu este eficientă și nu am intervenit. O să vedeți și e vorba și de strada Gării, da? Sunt atât de multe găuri acolo, încât soluția pe care am încercat noi să o aplicăm cu plombatul nu ar fi dat niciun rezultat. Da, și vreau să vă mai spun un singur lucru și termin, legat de indemnizația de consilier. Știți că legea a modificat salariul primarului și eu voiam să deja să trecem la etapa a doua, indemnizația de consilier să fie corelată cu indemnizația primarului, numai că avem hotărârea de ordonanța de urgență 99 din 16 completată din cu OG9 din 2017, care spune așa: în perioada 1 ianuarie 28 februarie 2017, pentru consilierii locali, respectiv consilieri județeni, indemnizația de ședință prevăzută la articolul 4, alineatul 2 din 300, legea 393, așa, rămâne la nivelul indemnizației din decembrie 2013. Adică a venit și ne-a spus că până la sfârșitul lunii februarie rămâne aia din 2013. Bine zic, de la 1 martie majoră. Numai că în martie apare ordonanța de urgență a Guvernului numărul 9 pe 2017 și vă rog să o notați, în vigoare de la din ianuarie 2017, care spune așa: prevederea articolului 11 se aplică în mod corespunzător și în perioada 1 martie 31 decembrie 2017. Adică articolul 1 ăla dinainte, care spune că rămâne la nivelul 2013. Și acum au prelungit-o de la 1 martie până la 31 decembrie 2017. Deci indemnizația dumneavoastră va rămâne cea de la nivelul anului 2013. Deci v-am spus asta ca să nu avem cumva vreo neclaritate. Și acum chiar închei, avem o adresă făcută de baltă de noi din orașul Dărmănești, de pe strada Buciului numărul 6. Noi am avut niște discuții pe tema asta, care solicită Consiliul Local un ajutor de urgență cu o sumă de bani pentru a pune un aparat la inimă. Deci omul ăsta, cum numește? Baltă de noi. Deci are o problemă reală de sănătate. Aici avem o scrisoare medicală. Nu știu să vă spun la momentul ăsta ce înseamnă ajutorul ăsta. A venit soția, da. Eu i-am zis să aducă o scrisoare medicală din care să reiasă. Ce fel de aparat, cât costă? 1000 de lei? Da. 100 de da. Milioane? Deci doamna nu a mai venit deloc. Eu i-am spus să vină până astăzi la amiază. Da, deci obligatoriu trebuie să facă o intervenție la inimă și în condițiile în care dumneavoastră aveți, eu știu, sau dați așa un acord de principiu, noi facem demersul necesar, că s-ar putea până aprobăm noi să moară omul, Doamne ferește. Da, vă propun să supuneți la vot acest acord de principiu.
Adică la poate să nu dar poate fi 1000 de lei sau 5000 de lei sau 10000 de lei pentru acord ăsta. Noi putem fi sau nu de acord, deci, haideți să vedem suma de 5000 de lei, credeți în condițiile în care e intervenție la IMA, credeți că e prea mic. Cine este de acord cu 5000 de lei? Bun, deci avem acordul de principiu, urmând ca noi să dăm pace în toate documentele. Bun. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări la diverse, vreau acum domnul Pătrașcu, da, să ne spuneți. Continuarea precizării domnului primar legat de reabilitarea infrastructurii rutiere, respectiv a străzilor interioare, care aparțin de primărie. Noi suntem locatare ai străzii Gării, la numărul 8, și am făcut un filmuleț, dar condițiile tehnice ne împiedică să-l promovăm în fața dumneavoastră, așa că dau citire numai textului și destul de repede. Deci filmarea s-a făcut pe 18 iunie în 2017, când ploase sever. Am mers pe 500 de metri, atâta este lungimea, și am numărat numărul de gropi. În prima sută de metri sunt 86 de gropi, din care câteva sunt absolut cratere. Pe a doua sută de metri sunt 75 de gropi. Pe a treia sută de metri sunt 64 de gropi. Pe a patra sută de metri sunt 38 și pe a cincea sută de metri sunt 57. Un pic de istorie. Această stradă a fost asfaltată pentru prima dată în primul mandat al domnului primar Coșocaru, dar au apărut gropile la scurt timp, datorită atât lucrării de proastă calitate, cât mai ales traficului de tonaj greu spre societatea Romunion. În anul 2008 s-a făcut o plombare a grăurilor existente, bineînțeles, pe timp de ploaie. O lucrare prost făcută și numai după numai câteva luni, gropile au reapărut. Era primul mandat al domnului primar Spiridon Costel. Soluțiile ulterioare de astupare a gropilor cu pământ sau cu petriș, care s-a făcut și în primăvara acestui an, au avut o eficiență foarte redusă. În scurt timp, pământul dizolvat în apă era proiectat pe garul, iar petrișul era împins spre marginea gropilor, mărindu-le dimensiunea. Lungimea străzii este de 500 de metri și o lățime medie de 5,5. Suprafața totală este de 2750 de metri pătrați. Pentru un strat de asfalt de 5 cm, deci am făcut o incursiune pe internet, o investigație, o cercetare și nu vorbim în afara unor, așa din memoria noastră. Pentru un strat de asfalt de 5 cm, la un preț de 50 de lei pentru metru pătrat, rezultă suma de 137.500 de lei. Aceasta în condițiile unei prime asfaltări. Cu siguranță reparația va costa mai puțin. De fapt, strada Gării are lungimea străzii Măguricea, asfaltată recent și acest fapt va da o măsură mai exactă a costurilor. Mașinile care transportă muștenii spre societatea Romunion au în medie 50-55 de tone, cu mult peste limita de rezistență a celor doar 5 cm de asfalt. Asfaltarea pentru trafic greu se face turnând un strat de rezistență, peste el o membrană geotextilă și la urmă un strat de uzură. Evident, prețul crește de cel puțin 2-3 ori și diferența de bani ar trebui suportată de societatea Romunion. În momentul de față, firma, de la ședințele dumneavoastră, va face că este în insolvență. Dar viața merge înainte și în locul ei va apărea alta, care nu va putea fi convinsă sau obligată să achite diferența de bani pentru asfaltare corespunzătoare. În aceste condiții propunem montarea unui indicator de interdicție a circulației mașinilor cu o greutate mai mare de 7,5 tone pe strada Gării. Ea există pe strada Buciumului, dar pe strada Gării nu. Care nici măcar nu este respectat. Pentru ca perioada de impact să fie înainte de asfaltare, dorim ca sistemul să fie montat cât mai repede. Mașinile de tonaj greu au la dispoziție două variante alternative. Pe drumul paralel cu strada Gării și cu linia ferată, este perfect comparabil cu drumurile forestiere pentru acces pe poarta 1 a societății Romunion.
de pe strada fabricei, pentru acces la partea a doua a societății în România, drum pietruit perfect practicabil. Pe această parte, din afirmația domnului Gabor Alexandru, în perioada comunistă, intra în fabrică 120 de metri cub material lemnos pe an. 120 de edime, vă scuzați. Încă strâncă în mandatul dumneavoastră, domnule primar Toma Constantin, cu un debut remarcabil și demn de apreciat, să scășească cât mai curând și rezolvarea asfaltării străzii gării. Mulțumesc, doamne, Dașu. Eu am conștiință de situația străzii gării. Acea soluție de plombare nu ar fi fost cea eficientă, pentru că la numărul de gropi care sunt acolo nu ar fi avut niciun fel de eficiență. Am acum în analiză o variantă de, să zic, de rezolvare a străzii și sper în luna august să avem un punct de vedere. Este o nouă metodă de tratamente bituminoase cu niște instalații moderne care presupune așternerea unui strat de sort impregnat cu emulsie emulsie care leagă acele agregate. Am avut discuții cu niște producători de așa ceva. În luna, repet, în luna august, vom interveni în zona Sălătug la acea trecere de cale ferată, da? După care vreau să intervenim în zona Târgului, să vedem ce stabilitate are acea așternere de sort. Și am luat în analiză și strada gării. Vreau să văd, e în premieră, nu s-au mai făcut tratamente de genul ăsta, este un echipament nou venit din Germania. Am avut discuții cu constructorul. El ne asigură de eficiența investiției. Este de 3 ori mai ieftin decât un strat de asfalt. Și facem asta pentru că nu avem resursă financiară. Deci dacă acel tratament este și ne dă garanția că este de calitate, vom interveni și pe strada gării. Dacă nu, sper anul viitor să intrăm pe proiectul ăla de asfaltare. Până atunci, în schimb, ce demersuri am făcut noi, să știți că am analizat și încă nu avem o concluzie, oportunitatea intrării acestor camioane pe poarta 1. Sunt câteva probleme acolo, pentru că în momentul în care lichidatorul a vândut sau a închiriat parte din postul Romul Ion, nu s-a mai ținut cont de calea de acces. Și din ce știu la momentul ăsta, există o firmă care a cumpărat calea de acces sau și calea de acces dinspre Triaj și care nu-i de acord ca toți ceilalți să folosească acea cale de acces. Acolo este o stradă betonată, asfaltată, cum a fost ea pe vremea respectivă. Personal, am solicitat ca să vină respectiva firmă la o discuție, nu am reușit încă să mă văd cu ei. Dar de asta am și întârziat în a pune acel indicator de 7,5 tone, neavând o soluție din partea aia. Săptămâna asta, așa cum spunea și colegul meu Despa, sunt plecat câteva zile, astăzi plec și sper să mă întorc vine, sunt plecat la Bruxelles, dar cu siguranță săptămâna viitoare, dacă nu rezolvă domnul viceprimar, vom avea o soluție. În condițiile în care avem cale de acces dinspre și firma respectivă adică dă voie să se intre pe partea elaltă, am montat indicatorul de circulație. Să știți că soluția propusă cu acel tratament bituminos nu este aplicată în condițiile în care circulă camioane de 40 de tone. Deci, cu siguranță, nu vom merge cu tratamentul bituminos dacă acele camioane vor mai trece pe acolo. Și nici asfaltare cu 5 centimetri nu rezolvă problema. Dacă vor trece camioanele de 50 de tone pe acolo, într-un an de zile ne-am bătut joc de banii pe care i-am investit acolo. Deci căutăm soluții. Și nu e corect. Da. Stați jos. Stați jos. Nu, să mă pot... Sunt un optimist așa. Cred că puneți greșit problema. Acolo e un strat unde locuiesc oameni. Un camion, ce trece de 50 și ceva de tone, produce vibrații. Vibrații de limita la 7,5 tone. La asta m-am Dar vreau să vă spun, el n-au ce căuta pe această stradă.
Când s-a făcut canalizare, când s-a făcut puțurile pentru canalizare, s-a închis accesul pe această stradă și toată lumea a mers pe acest drum, care este paralel cu calea ferată și cu strada Gării. Este un drum aproape forestier de bună calitate. Deci există. Eu cred că în două săptămâni vom avea un răspuns clar și dacă este soluția acel drum lăturalnic, acolo merge. Și am dat acel... Deci noi căutăm soluții. Deci nici n-aș vrea ca cele 6-7 firme care au acolo activitate și care înseamnă un număr de angajați tot din Cărmănești, să le blocăm cu acel indicator. Nu, deci căutăm soluția cea mai... Dar, domnul Manioc, ar trebui să te dea niște bani primăriei pentru stricăciunile pe care le faci. Așa, da. Așa funcționează. Așa ar fi. Așa, vreau să vă spun că acest Romunion are debite restante față de primăria de Mănești de peste 30 de miliarde. Da. 30 de miliarde. Da, nu mă interesează pe mine, dar... Suntem înscriși la masa, cred, da, mă rog, ce-am putut. Am văzut, dar vă urmărim. Să știți că vă urmărim. Accesurile noastre sunt publice pe internet și vă urmărim. Eu zic că în două săptămâni vom avea un punct de vedere acolo. Cu siguranță. Dacă nu, dar ideea este să scoatem, traficul greu de acolo. Am înțeles și vedem ce soluție găsim la partea a doua de, eu știu, de reabilitare a străzii. Am văzut că s-a făcut. În primăvară a venit și a fost pe griș. Da, dar nu e eficient. Nu e eficient. Nici nu trebuie făcut, că râde lumea. Râde lumea. Da, nu știu dacă trebuia sau nu trebuia făcut. Ideea este că dacă nu făceam, sigur, acum era cam mai rău. E mai rău. Mai rău ca mai rău. E mai rău pentru că Petrișul a avut o mișcare centripetă, centrifugă, De obicei, în momentul în care luăm decizii de investiții în drumul de genul ăsta, noi ne consultăm cu specialiști. Să știți, nici eu nu le știu, nici colegii mei nu suntem în specialitate. Noi ne consultăm cu specialiști și soluția dată atunci, domnule, nu rezolvați nimic cu asfaltul aici, a fost clară. La numărul ăla de vreo, nu făceam nimic. Aia cu 5 cm merge dacă dispară tonele astea. Mulțumesc, sper în perioada următoare. Câteva întrebări pe care cetățenii din cartierul Mândrești le-am adresat și la care n-am putut să le dau răspuns, nu am cunoștințe necesare. De aia vin și de adresul dumneavoastră. Da. M-au întrebat dacă toți cetățenii trebuie să-și scoată autorizații de construire, să plătească taxele, să-și plătească impozitele. Toți. Pentru că ei consideră că sunt o parte favorizată. Deci, asta mi-a spus că se referă la africanii din cartierul Bătulești, care construiesc case non-stop și autorizații din câte se știe ei, nu există. Eu nu pot să dau răspunsul, probabil mi-a dat să-mi iau cel măsură. Acum aș vrea să se spune foarte punctual. De exemplu, m-aș fi bucurat să-mi spui, domnule, uite, Stănescu construiește un punct de tare, are sau nu documentați. Ce s-a întâmplat? Eu vă spun ce am făcut noi în ultima perioadă, nu ne-am făcut pe toate corect, dar ținem aproape. Pe baza acelei hotărâri cu Consiliul cu ocuparea abuzivă, am început, și îmi pare rău că mie te tușesc aici, să... trimitem copiii care, cetățean de din Roma, să-și facă un plan de situație, un plan de încadrare în zonă, cu suprafața reală a terenului. Deci, cu siguranță, nu pot construi dacă nu au acest lucru. Având trecut în registru agricol, suprafața aia de teren, trecem la pasul 2. Pasul 2 înseamnă depunerea documentației pentru autorizarea de construcție. De exemplu, este acum, nu știu cum îl cheamă pe ăla, a făcut Denescu și pe vremea domnului Balaș, s-a apucat de construit, este cu proiect. Deci s-a pus și-a plătit proiectantul, ce și-a făcut de acolo. Deci este cu siguranță. Dacă, acum, nu știu la nivel general, dar dacă vii cu adresă scrisă la primărie și eu transmit arhitectului șef, punctual pot să spun, da, nu, în ce fază e fiecare. Obligația este ca fiecare cetățean să obțină documentele. Vreau să spun încă o chestie. Niciodată n-am făcut o separație clară între comunitatea X și restul comunității. Vreau să spun că avem cazuri în fiecare săptămână, în jur de 7, 8, 10, sesizate de poliția locală pentru construcții ilegale, construcțiile fie grad, fie casă, fie teren, fie gard. Dar
Din 10 care le găsim noi, 8 sau 7 sunt de români și 3 sunt de comunitate română. Deci asta este situația la momentul ăsta. Avem cel puțin 7 cazuri și dacă vedeți, când ieșiți aici în intersecție și faceți stânga spre Poștă, veți vedea pe partea stângă o casă destul de mare, care s-a oprit lucrările acolo, pentru că nu avea toate documentele așa cum prevede legislația. Deci nu putem spune că e un fenomen la nivel de comunitate de rom, ci noi analizăm toată comunitatea și constatăm că raportul e 7-3. Asta nu s-a spus pentru că sunt multe terenuri cumpărate de la cetățeni, cumpărate de Fijan, pe care au construit case. Deci, automat, aveau schiță cadastrală, aveau absolut tot. Chiar a întrebat unul dintre ei, fiind vecin acolo, a întrebat pe cetățenii. Da. Dacă are și el autorizați, pentru că da. E normal. De ce sunt prost făscut autorizația? Asta ne-a spus ca pe răspunsul lui. Acum... Da. Și de ce nu plătești impozitul? Pentru că ca care... Nu. Deci povestea asta... Deci sunt răspunsul la tine. De pot să vin să întreb. Eu te rog, scris, da. Concret, punctual, că dacă o să-mi cer toate autorizațiile sau nu știu aia, nu o să-ți răspund. Dar dacă e punctual, domnule, ăla, o să-ți răspund punctual. Da. Există o problemă, să zic, la nivel de serviciu de urbanism, avem un singur om pe Ardeiușel care nu face față. Și care, noi mai avem acolo în organigramă două posturi vacante. Încercăm să găsim un om care să vină și să-l sprijine pe Ardeiușel, pentru că nu face față. Noi ne facem niște priorități și scapă din atenție altă. De exemplu, cadastrarea asta gratuită este foarte importantă pentru noi. El este cel care se ocupă direct de treaba asta, arhitectul șef. Dacă eu îl pun să verifice 1400 de imobile împreună cu ceilalți care sunt, da? Pe toate dealurile. Vă dați seama că sunt alte priorități. Deci acolo ar mai fi nevoie măcar de doi oameni la serviciul urbanism care să poată să urmărească îndeaproape. Avem poliția locală care ne raportează săptămânal, atenție, săptămânal, construcție ilegală. Imediat cum se sesizează asta, trimitem notificări și așa mai departe, oprim acele lucrări să nu se mai întâmple, da? Dar la nivel de serviciu de urbanism, nu suntem la care, nu lucrăm la capacitate maximă, pentru că nu avem cei. Mai avem varianta, așa am avut o discuție, ca să cadastrăm toată comunitatea de rom și să știm exact fiecare cât deține și să trecem la rol. Mi s-a cerut o sumă destul de mare pe care, la momentul ăsta, nu am. Deci o firmă privată, da? Domnule, vină și vom cadastra. Avem varianta să căutăm o soluție, să mai angajăm unul, doi și să putem ține sub control și cu oameni. Să știți că dăm oameni. Ați văzut în raportul Poliției Locale? Avem oameni din comunitatea de romă care au 30.000, 40.000, 1 de lei amendă, adică 400 de milioane. Vă dați seama că noi îi constrângem prin măsurile pe care le avem. Prin măsurile pe care le avem. Dar ce este foarte interesant? Fiecare sau mare parte din ei au văzut și au venit și au făcut acele angajamente de plată, vin la 50 de lei, 100 de lei. Deci nu beneficiază de ajutor social de toate alea dacă nu și-a fi. Și au dat și urmăresc. Este o sumă destul de, să zic, bună, încasată de la ei, pe amens și pe ce mai au ei, comparativ cu ce a fost în ea. Era mai o taxă și da, nu știu. Da, nu mai zic ce să spun. Sigur, mă jură. Am venit să întreb și să pun problema pentru ca cetățenii să știe. Da. Lucrul ăsta. Că nu mai discut din tot felul. Da. E datoria mea să fac lucrul ăsta. Așa. Ok. Bine. N-are ce are scotorul Miclăș. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă aduc la cunoștință, domnule primar, că după ploile care au existat, am văzut că au trecut ceva ochidari și au reabilitat drumurile care au făcut făgașe pe anumite străzi. Eu am văzut străzile alunului Gheoceilor Dumbravei, dar acolo unde este panta au rămas făgașe, în Dumbravei, de exemplu, spre spital. Chiar în panta, acolo sunt făgașe și Gheoceilor, ca 30% din stradă, mai au făgașe. Pe alunului a trecut ceva autoculaj, la partea de sus a alunului. S-a făcut ceva coamă din bolovan și sunt și ceva bolovan cam cât mâna, cât pumnul.
unde deranjează să treci cu mașina pe acolo, pe acolo. Eu chiar la poartă, la mine am strâns cu mâna și am dat deoparte, nu puteam să-i duc barca. Deci, aia era o chestie. Ce vreau să... Monica, aici am vorbit și Monica, povestea... S-a făcut drumul puțin înainte, a venit ploaia imediat. Cauze naturală, nici nu a primit vreo vină cuiva. Din contră, de apreciat, imediat a intervenit de așa. Dar dumneavoastră nu aveți timp să mergeți în fiecare zi după așa, după utilaj, vedeți. Cineva trebuie să vă aducă la cunoștință, că oamenii țin cont de dispoziția dumneavoastră. Și în sensul că e o chestie, știu, de într-o oră un utilaj pe acolo, dacă ai de... Deci chiar astăzi, de exemplu, am avut... Am văzut să duceau de dimineață la 8, era un drum spre baraj. Oameni pe Nemira, de la 416 și am curățat rigurile alea betonate din amunt, apa foarte mare. Aia de la Tocian, am văzut un dat. Tot balastul bolovan ce a dus în rigură și am pus să... Vorbind de zona aia de Nemira, s-a făcut canalul ăla până la intersecție Nemira cu Poiana, vine pe Poiana, de la intersecție în sus, Poiana. Să mai facem? M-am întrebat cetățeni din zona aia, chiar pot să dau nume, doamna Stoica, soțialul Alexandru Stoica, care am venit. Dacă reușim, eu chiar încerc să fiu foarte corect. Din zona aia, cetățeni, cetățeni. Deci dacă reușim să mai încasăm din banii pe care i-a acum, mi-aș dori ca undeva în septembrie sau să mai facem încă un consor. Deci acum ne ducem cu cei 400 de metri sau cât vor fi, cu șanțul, cu, adică cu podețe pe chimii, să putem chimii și să venim pe partea cealaltă tot timpul. Și ar vrea să intervenim în spatele clubului, acolo să vă zonăm. Știți că în cazul în timpul meu de expunere și să pot eu. Dacă vrea să vă situația. Aia așteptam să ne duc dacă se poate să ne dați în dățul. Bă, drumul ăla care, pentru că pătitici, nu v-am apucat conștiință că dumneavoastră s-a strecut pe acolo, chiar când am constatat eu că cineva a aruncat niște sași, dar nu e o singură persoană. Și n-am mai zis nimic că ați văzut și dumneavoastră, dar n-a trecut nimeni. Nu, vă propun, trimiteți pe cineva de la social să puneagă sacie. Eu aveți cuvântul meu de onoare că dacă văd pe cineva, îi atrag direct atenția și sun imediat. Și probleme ce n-am zis, adică, dar nu am văzut. Da. Probabil ar trebui să punem un panou de atenționare cu amenzi, cu așa. Și poliția comunitară, văd în permanență pe zona aia la rafinărie, opresc camionalele, aproape în permanență, și am văzut chiar ce păchitici. Eu le-am dat temă de casă, să vă vrea să ne jineam pe urmă. Deci, acolo, zona aia, cu siguranță, că mai sunt și mai sunt niște sași. Deci, cu siguranță, eu, știu de unde vorbesc. Chiar la aici, până la mine, la firmă, nu m-am gândit. Eu sper să putem găsi în cel care arunc acolo, că... Am o propunere. Ar trebui, ca dumneavoastră, în numele Consiliului Local, la propunerea mea și dacă de acord și colegii din Consiliul Local, să luăm legătura cu domnul de la APNR, să ne dea voie să traversăm podul barajului cu o autoturismă până în 3,5 tone, cu condiția să nu oprim pe pod, dar să avem voie să circulăm și pe partea dreaptă tehnic sau stânga, cum mergem în sus la baraj, dacă chiar vrem să facem și turism în Berzan. Bine, tu ce știi de treaba asta? Informațiile care sunt de acumulare pentru alimentare cu apă, este zonă de protecție sanitară. Domnul Consiliu, să-mi spuneți dacă vreți să te roagă câte poduri din țara asta, care au aceleași condiții, nu? Eu vă la toate care am fost am trebuit cu mașină. Este lac de acumulare și baraj pentru producere de energie electrică. Și la mai la fel. Este subordonat pentru producere de energie. Nu știu să vă zic... Eu dacă vreți fac o adresă și o transmit, dar din ce știu eu nu e... Părerea mea este, ar trebui să ne batem pe subiectul ăsta, mai nu doar poate, ar trebui să insistăm. O taxă, ca să remediem. Adică, domnul primar, știm 100% că s-a circulat și cu mașini grele, s-a circulat. Deci cu aprobare de la cine trebuie, trec și cu așa. De ce n-ar putea să treacă turiștii pe acolo? Să n-ai voie să urmești. Domnul Păsimea, mă informez că ați depășit minutul și le-ați consumat și pe anul domnul Marius. Nu cu o problemă destul de stringentă.
nu s-a, nu știu dacă s-a tras, s-a prelungit rețeaua de apă cu 1 metru, 10 metri, 100 de metri anul ăsta. Sunt vreo două zone unde ar trebui să ducem rețeaua de apă. Da, avem legat de rețeaua mulțumesc. Avem mai multe, dar am legat de legat de rețeaua de apă avem o problemă destul de serioasă. Anul trecut știți că un număr de 26 de străzi, da, a înghețat apa, perioada rece. Și e o întreagă discuție cu CRAP-ul, pentru că dumneavoastră spun că n-au niciun fel de obligații față de rețeaua de apă și salarii. Și ne-au trimis adrese. Acum suntem în continuă discuție, pentru că dumneavoastră vor să intervenim, noi să intervenim pe cele 26 de străzi, dacă s-ar putea cu totul și cu specialiști să facem raporturile și să cumpărăm materiale și să astupăm șansul. Deci, la momentul ăsta, repet, la momentul ăsta, nu avem bani pentru extinderea. Știu la ce te referi tu acolo, la extinderea de... Și aia și la Sălătruc, în zona... Cu mare, drag aș vrea să le fac o dată. Pentru că am strâns bani, bănuți cu bănuți, ca să reușim să asfaltăm drumul de la Sălătruc. Am strâns bănuți cu bănuți și noi avem bănuți ca să reușim să betonăm rigolele alea de acolo. Dacă ne împrăștiem peste tot, nu o să facem nimic. Corect, da. Deci asta e... Anul trecut când am vorbit cu dumneavoastră, sunt la anul, în primăvară, când am început am vorbit și am zis, după ce aprobăm bugetul, da. Și ce se întâmplă? Sunt, nu numai ce sunt firme care plătesc suma aia pe teren, taxe pe impozitul pe teren, de la categoria A și nu apă potabilă. Mai mult decât atât, curente electric au finanțat de propriile firme, adică și-au tras singuri, care au costat sute de milioane în alte de exemplu. Și noi le luăm taxele și impozitele, alea mai mari, dar nu le dăm nici curent de noi, nu le dăm nici apă, nu le facem nici drumul. Drumul ăla, de exemplu, e forestier. Și îl face vreodată. Acum, sincer, îți spun, între o firmă care plânge când are apă și un cetățean care plânge când are apă, aleg cetățean. Bun. Am două locații unde știu eu că trebuie trasă apă. În locația la care vă referiți sunt și firme și cetățeni. Deci nu spun, da? În măsura în care reușim să încasăm... Aș vrea să fiți și mai concret. Haideți să vă spun o chestie mai concret. Noi când am aprobat bugetul în luna ianuarie, știți ce am aprobat? Niște sume pe care le vom încasa. Niște sume pe care le vom... Noi nu aveam... Să nu credeți că aveam o primărie, un sac sau un SEI cu, nu știu, cu câte... Corect, dar nu s-a luat în cap. Niște sume pe care noi urmează să le încasăm. La momentul ăsta, uitați-vă că sunt pe site, cred că, gradul de încasare. Deci uitați-vă gradul de încasare. Și o să vedeți dumneavoastră cam unde suntem. O problemă reală vom avea și cred că va trebui să facem un efort financiar, să aprobăm proiectele de extindere a rețelei de gaze la șoseni, Sălătuc și la Lapoș. Pentru că știți că am făcut acele demersuri cu Delgaz Grid ca să ne facă proiectele și din analizele lor, încă nu ne-a venit răspunsul, dar 100% nu suntem tentați ca să ne facă acele proiecte. Și va trebui să hotărâm noi aici dacă aprobăm bani din bugetul local să facem acele proiecte pentru extinderea rețelei de gaze. Da? Deci asta mi se pare că ar fi o prioritate. Fără pentru să vă placeți, domnul primar, sunt convins că dacă dumneavoastră puneți în ordinea de priorități așa, 100% găsiți... am curat să fac pariu cu dumneavoastră, dar aia doar să vă dorim treabă. Încă astăzi, n-a găsit da. De prioritate aceea. Și să știți că chiar nu vreau să renunț la unul și să-l pun pe apă. Aș vrea să le facem pe toate. Ați văzut că am hotărât să dăm acordul de principiu pentru baza sportivă. Asta ar însemna că dacă rezultă din analiză că ar trebui să o cumpărăm, din nou să strângem fiecare bănuț și încet să reușim să dăm măcar un avans la ăla dacă cumpărăm. Uneori ar trebui să alegem între a face să fie mai frumos sau mai practic. Adică să facem un drum unde ne strigăm mașinile decât să facem un parc. Fie mai frumos. Da, un exemplu. Nu știu care sunt priorități, adică fiecare, da? Deci la momentul ăsta, asta este situația financiară noastră. Nu credeți că avem. Și cu toate astea, comparativ cu alte mandate, noi vă cred că tot facem ceva de să vedem. Avem cetul 5 din 2 care e licitație pe 3,
pe 3 iulie se închid oferta. Asta cu Panta, cu comparație, găsim tot timpul pro și contra. Eu, sincer vă spun, am făcut economii peste tot. Peste tot. Deja, dacă e mult. Eu sper să reușim să mai sunt pe domnul Bila. Domnul Căciucă. Fiți, vă rog, mult mai suficient. Scurt. Am mai cerut un raport de anchetă socială de la Sărăduc cu Purcanul Costi. Da. Băiatul are drepturile expirate din 2013 și că locuiește singur. Nu are drepturile. De anul trecut am plecat problema de pe toți și cu buletinul ca să-i spart un drept, nu se poate actura cu nimic ca să-i dea un ajutor social și lui. N-are niciun interesant. Deci, în momentul în care noi am purtat discuția asta, eu am spus următorul lucru. Mi-aș dori ca una din rudele lui apropiate sau un prieten să ia cazul ăsta pe mână și noi îl rezolvăm. Legat de acele datorii, de o mică care 1.000 de lei. Noi facem un angajament de plată, da? Și nu putem condiționa emiterea dreptului de datorii. Facem un angajament de plată și ăsta dacă o să aibă din ce plăti, plătești. Doi la mână. Mi-aș dori, dacă omul ăla este transportabil, să vină la serviciul de ce avem noi sclep aici și facem poze. În cazul în care nu este el transportabil, ne ducem noi acolo. Dar la cine se bate la ușă? Dumneavoastră mi-a zis că nu-i bărbelic. Păi, nu este transportabil. Înțeleg. Dacă doriți să vă ocupați cumva de el, spuneți-mi când să mă duc eu acolo. Dar din copiii lui. Păi, dar așa am discutat și data. Stă la Bărătida, acolo. Și dacă aia ține căjit și nu poate să intereseze, că are altcineva grijă de el, nu știu exact. Pentru că buletinii fac mâine. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că omul ăla e pregătit, eu îmi trimit o mașină și se duce și face buletin. Poți să-și care acolo. Deci nu e o problemă asta. O luați dumneavoastră pe mână treaba asta? Deci dacă dumneavoastră o luați și mă spuneți... Eu am ridicat-o, dar și-o poate duce la fața lucrurilor și fac pe buletin. Am trimis acolo. Deci am trimis acolo anchetă socială, am făcut anchetă socială fără nicio fel de probleme. Deci nu e... Domnul Consilier, hai să vedeți un moment. Deci, fără probleme. Eu mâine trimit. Domnul Curcu, că mai sunt altă problemă? Bun, un om. Referitor la eliminatul în Țărâtul. Bă, că nu s-a mai controlat de mult eliminat. La Briga Ianuarte, de la Rechid, de la Pani Pietre, fabrica de mobilă, plus... Atenție! Nu este eliminat sau e vreo problemă? Nu funcționează. Nu. Deci, o diferență de 50 minute nu... Bun, o fi arsul 2-3 pe care vă notează la început. Verificat. Primarul, la Sărătorului, s-a ridicat problema, primarul Sandu, deci de la podul nu-i dat pădurile ăla, ca toți oamenii au reparat podul, în jos către cheptănul și unde a fost gapele alea. Oamenii nu pot interveni la grădinilor acolo. Ar cere într-o zi, bordul sau ceva, să le niveleze un pic acolo, să-i facă intrarea la terenul pe care le... De ce nu pot interveni acolo? N-am fost încă, acum am să mă duc după proiectul care a fost, că a fost și în dealul mare. Acum eu mai spun ceva. Da. Vreau să vă spun la modul cel mai serios că am intervenit în cartierul Sărătuc mult peste media la celelalte cartiere. Deci am făcut și podul ăla acolo, facem și asfaltul ăsta. Eu nu ridicam, dar... Ne ducem și la podul ăla, sper să reușim să ducem la podul de la Izvorul Negru, mai avem și alte cartiere, adică dacă stăm numai în Sărătuc, nu știu ce-o fi acolo, niște lămbe putem schimba, dar intrarea acolo trebuie văzut ce e acolo. Dacă nu e mult de pierdut vremea acolo, este, la momentul ăsta sunt utilaje pe la Sărătuc. Cărăm tot pământul de pe acostamente ca să nu plătim la firma care ne face lucrarea, că nu aveam din ce să plătim. Poate interveni rapid un utilaj acolo să-i facă exact, casa de acces. Dar dacă nu este de intervenția primăriei, pot pune și cetățenii mâna cu două lucruri și să-și facă lucrarea de acces. Da, deci de asta vreau, adică... Am uitat la biserică, m-am treabă cu niște inundații, am uitat acolo, mi s-a mântat pe anul acela, acum dacă o fi pipa atunci, că da. Trebuie să iau mătura acolo, că nu se mai poate așa, tot timpul, e 10 oară. Bine indigenat. Părău aduce credere în fund de tubul și imediat de rând de resat de acum e bună asta niciuna. Dumneavoastră, comunitatea din Sărătuc, ați putea pune lângă ta la sus un pic. Crengile alea să nu mai tine și-n fund de tubul. Găsiți o soluție mai sus un pic. Am făcut, am curățat până sus, domnul, dacă e de timp de noapte. Ce să-i fac eu, dar de mine tocmai de îndeal? Un grătar pus mai sus în care la urmă. Dacă am grătar acolo,
internetul și o ia pe temorul. Tot. V-am spus, eu am internet în Poiana și Fonica a văzut. Am intervenit, nici nu terminasem bine lucrarea, dar Dumnezeu Ploaia a stricat tot ce am făcut acolo și am cărat și... Asta e, ce să facem? Până la urmă, da, asta e la urmă. Ce poate să facem? Deci eu v-am spus, le avem în, da, chiar astăzi unul din cei care și-a construit, un român de pe strada energetică și-a construit casă, a fost la ora 12, am lucrat o ședință de consiliu, da? A fost invitat la noi la... Pentru că, nu știu cine, dar nu dau exemplu. Gata, domnul Balaș. Au fost probleme ridicate de colegi, un singur lucru, la Dumnezeu. S-a curățit în zona aia de la Chitici, de la Mirea până la Bidinga. E păcat să consumați motorina scărați pe lucrul ăla. E o zonă acolo prăbălită, unii accesibilizare zone agricole, se poate duce acolo. Deci e o economie pentru primarii. Știi, domnul? Deci ne-am dat cu greve materialul ăla, am zis să curățăm un pic. Da, dar nu mai trebuie cărat cu mașinile, la asta m-am referit. Deci se poate duce frumos cu vola sau cu ceva fără să consumi energie și ceva. Eficientizare. Doamna Sega? Iau legătura cu domnul viceprimar. Da. Tot o problemă pe trafic, dacă s-ar putea, deci o soluție, știți că terasamentul nu s-a mai discutat de multe consiliuri, terasamentul Căii Ferate este proprietate privată. Acum, nu știu în ce fel putem interveni noi, dacă dumneavoastră dați ordinul, în zona la Podul Boiștei, pe terasament, este un lucru foarte mare de ciment, care s-a înfundat și a săpat apa pe acolo și nu se mai poate trece cu nici cu utilaje, adică ne interesează pe toți, inclusiv pe chiar pe mine ca om din Dărmănești care am utilaje, nu se mai, adică... Și-a rupt în stânga de acolo. Da. Deci nu mai săpat și curățat acel tub și pus înapoi ca să și îndrepta. Dacă vă dă voie sau puteți dumneavoastră acum... Nu, dar curăță fără niciun fel de probleme. Legat de terasamentul ăsta... Foarte bine de terasamentul acesta. Am impresia că v-am informat în ședința trecută. Acest terasament este proprietatea. Da. Și am făcut o adresă către lichidatorul rafineriei și ne-au răspuns că e vorba de vreo... Pare mi s-a vorba. 33.000 de metri pătrat, nu știu dacă, sau o suprafață mai mare, care ar costa, în evaluarea lor, 100.000 de euro. Dar știu, ne pune la dispoziție, fără numai să ne ducem în schimb la licitație și să fim fără numai în asta. Da. Deci are arhitectul și pare răspunsul de la tine lui aportat și răspunsul. Dar n-au datorii, au datorii. Deci au zis, oricum, eu sunt din asta destul de... Dacă ne văd terasa mea. Da, aici intervenim la timpul ăla. Și m-a interesat chiar ce zona acolo, zona care reprezint pentru o extindere de apă potabilă de rețea, dar tot așa. Pe ce stradă exact? Pe Vadului. Pe porțiune unde nu este nici canalizare, nici... m-a interesat chiar și pe mine de a avea apă potabilă, chiar cumpărând branșamentul și... Dar nu cred că mi-aș permite să săp, mai ales că va trebui să blocheze o porțiune din acea străduță spre domnul Năstase, domnul Buzacu știe. Știu și eu. Așa? Deci partea dinspre, nu vorbesc despre partea spre Rang. Vorbesc partea cealaltă, da. Eu cred că punctual, intervenții de extindere de asta. Micuță, eu, putem face și ceva. Interesul meu, că am acolo o grădină, aș propune să vin cu partea materială, adică cu țepănarea și cu să am aprobarea pentru raport. Și noi să venim numai cu... Nu mai știu să facă pentru că este stradă. Vă închipuiți ca să plătesc omul sau să păm noi cât timp ar dura ca să punem la discuție un bun stradă. Vedem exact ce unde analizăm și ce... Și poate că va trebui să am niște aprobări ca să eu persoană fizică să mă ajut să plec capul meu pe o stradă publică acolo. Face o solicitare. Face o solicitare la noi și fără probleme. Da. Atât. Mai sunt și altceva. V-ați scris, doamna Petrec. Nu vă mai dau pensiunea, că nu ți-ai stintiat. Nu, nu am... Nu știu, da.
Să zic problemă. Țin să mulțumesc domnul Cultor Pozitiv, a fost acum. S-a venit la forma mea acolo și o reparat cu tot anul. Atunci, de ce mi-a dus să nu văd? Da, astăzi trebuia să venit să plată, știi ce? Un lucru pe care au venit la Dumnezeu, a venit pe acolo, s-a înfundat, a venit ploaia, s-a înfundat la Palastru. De mai lege, nu? De asemenea, a spus că vă mutați la telefon ca voi dumneavoastră cu lucrările și în bloc. Știți cum aș spune eu, după ce terminăm cu drumul ăsta de la stăpânul de asfalt, vreau să zicem o săptămână sau tot o timp nevoie, cu toate utilajele acolo. Vedem ce e de cu gata. De asemenea, aș spune de drumul ăsta și de interesul noastră. Acolo începe cu cadastru și trebuie anunțat oameni, dar nu o să mă duc eu, facem o ședință pe asia, veni și dumneavoastră. Ceea ce mai este în urmă, am vorbit și domnul Fala și aici la unicul în Olteanu, în Afri, cu cer, aici la se rupe drumul ăla acolo. Când veniți cu utilajele, poate împreună cu acolo, să ne studați. Poți să vreau avea. Da, dar trebuie la doamne. Trebuie la doamne. Dar mă trebuie să vreau la doamne. Noi ne-am văzut părăzit. Dar din oameni în teatră, teatră se va îndea de acolo, oamenii mă duc în teatră și îmi pun ei. Când veniți în zonă, nu noi. Iar tocmai la deal, la deal, la pădure, deci e scurtă aia, deci e o stupide către izloasă în partea aia acolo, nu este nici o bot, este nici țara acolo, e din Ligure acolo. Deci mai la deal a fost un bot, dar mi-a plăcat două picioare dintre două chestii, așa și două. Sincer, spun sincer, dacă sunt la betoane și facem cum dacă eu știu unde. Se vede că trec bine, nu am mai multe cum trece. Da, trec prin albie. Trec prin mama mare. Este acolo fost un pot făcut? Fost un pot făcut. Nu, dar absolut. Mai bine că se mai scoam. Avem, eu sunt un sfert. Cu vorbim la un nebor. Da? E nepotul dumneavoastră? E nepotul dumneavoastră? Poți să le iau da, 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 da. S-ar putea din fiere și să mă dăm, dar am avut... Mai sunt ceva probleme? Dacă mai sunt. Mulțumesc tare. Eu am zis că punem ședința la 12 să ne finalizăm.